Bună seara! Astăzi o să abordez o temă de actualitate. Sincer, nu mă așteptam să mă ajung să vorbesc vreodată despre așa ceva, dar vreau să spun că o fac prin prisma omului de știință mai mult și mai puțin prin hai să zicem așa, latura sentimentală. Și anume, vom aborda problema iubirii. Iubirea, ce e iubirea, ce se întâmplă cu iubirea. De ce? Pentru că iubirea e foarte importantă în viața unui om. Iubirea e foarte importantă în viața oricărui lucru, de la plante, animale, oameni. Iubirea e foarte importantă în viața unui copil. Într-un fel va crește un câine care e bătut sau care a smuțit să lupte. În altfel va crește un câine care este mângâiat și iubit. Și atunci iubirea are un rol, din punctul meu de vedere, dincolo de, mă rog, ce se vorbește, se pune pe Facebook, un rol educativ, iubirea în rol terapeutic. Și toți avem nevoie de iubire. Pare paradoxal, eu care, mă rog, sunt asimilat războinicului și luptătorului și așa, și durului, să vorbesc despre iubire, numai că eu am zis un lucru elementar și anume, am fost fascinat de grija și tandrețea pe care am văzut-o la un moment dat la un cuplu de lei. La leoaică și pui, la leu și pui, la leu și leoaică. Și mi-am dat seama că iubirea este un atribut al forței. Că cu adevărat puternic nu este cine urăște, ci cine iubește. Că cu adevărat puternic nu e cel care iubește pe cineva sau ceva, ci cel care iubește tot. Am înțeles că, mă rog, iubirea este esențială în viața noastră și este o parte. Face parte din esența vieții. Da, să revenim un pic la iubire. Și anume, mi-am încercat să înțeleg ce e iubirea și atunci am analizat-o prin prisma celui care a simțit ceea ce credea el că este iubire. Și acelui care, mă rog, a avut și suferință nedurată din iubire, după a început să o analizeze ca medic, după a început să o analizeze ca analist, după aia ca bărbat și din toate punctele de vedere. Și atunci o să facem o mică schemă. Că mie îmi place schemele. Schemele că e sub 50 și avem omulețul, ca de obicei. Și omulețul, ca de obicei. Și avem iubirica. Nimeni nu va spune că nu a iubit sau că n-a simțit ce a iubit vreodată. Adică e chiar greu să fii în situația asta. Asta nu înseamnă că nu există oameni care să fie simțit iubirea. Cert este că toată lumea, dacă îl întreb de unde și cum iubești, el spune că iubește de aici. Din inimă. Deci, iubirea este un atribut al sufletului. Este o formă de manifestare a sufletului. Și motivul pentru care simțim iubirea din suflet este pentru că, de cele mai multe ori, deci, pentru că iubirea asta pe care o manifestăm noi este iubirea divină. Adică, și după aceea o să trecem la întrebări, o să vă spun care este părerea mea. Iubirea pe care o manifestăm noi de la acest nivel, nu e iubirea noastră. E iubirea lui Dumnezeu pe care noi o manifestăm relativ la cineva. Adică, să zicem că ăsta este un bărbat, îl facem așa,
așa, pentru ce nu înțelegeți. Și asta este o doamnă. Da? În momentul în care un bărbat se îndrăgostește de doamna respectivă, el manifestă de la nivel de suflet, de fapt, iubirea lui Dumnezeu prin bărbatul ăsta relativ la femeia asta. Care este diferența? Și aici, asta pot să vă spun că sigur am dreptate, pentru că este științific dovedit. Da? Acest suflet este iubire divină. Deci în momentul în care noi ne îndrăgostim, noi, de fapt, manifestăm iubirea lui Dumnezeu relativ la cineva. Bun. Ce se întâmplă mai departe? Există șarpele Kundalini. Mie îmi place să-l desenez pe Domnul șarpele Kundalini. Partea mea feminină e un pic mai... Bun. Există șarpele Kundalini. Există o iubire care se manifestă la nivel de seca, la nivel de șarpele Kundalini. Și atunci, poate să existe iubirea care se manifestă între ăsta și ăsta. Și asta este o iubire care de obicei este din alte vieți. Le cup de foudre este de obicei, adică poate să fie ori un program divin, ăsta e programat să se iubească pe ăsta și ăsta este programat să îl iubească pe ăsta, ori este o iubire care se manifestă la nivel de sine între doi oameni care s-au iubit altădată. Da? Doi oameni care nu au avut nicio relație altădată, la nivel de șarpe Kundalini sunt indiferenți. Nu știm, hai să ne cunoaștem, vedem dacă ne potrivim. La nivel de șarpe Kundalini rămân energiile de altădată. Deci, eu știu foarte clar dacă m-am potrivit cu doamna din toate punctele de vedere, pe toate părțile. Pentru că o știu de altă dată. Și ea știe foarte clar cum sunt eu, și ca bărbat, și ca om, și ca ală. De ce? Pentru că astea sunt acolo, în veșnicie. În partea noastră... cum se cheamă? În partea noastră care rămâne după moarte. Bun. Deci avem iubirea divină care se manifestă și care este îndrăgosteala, care la un moment dat se duce. De ce? Iubirea asta se consumă. Din păcate. De ce? Pentru că facem prostii, facem sex, facem avorturi, facem așa. Odată cu pierderea de seneu se pierde și iubirea asta, programul ăsta. Și atunci singurul lucru care rămâne este cea relație la nivel de seca. La nivel de sine. Asta de obicei este... Ok, foarte rar asta se schimbă. Adică trebuie să faci cine știe ce ca cineva care te-a iubit în altă viață să ajungă să te urmărească. Da? Bun. Și mai există, da? Iubirea divină. Deci avem cele trei tipuri de iubire. Asta este o iubire sexualizată. Deci avem unul. Iubirea sexualizată. Doi. Iubirea de la nivel de SN, care este tip program. Și trei, care dă îndrăgosteala. Și există iubirea divină. Care e deosebirea? Păi foarte simplu. Bă, citiți-vă Biblia, că sunt disperat. Deci eu când văd că nu știți Biblia ca pe o carte de știință, mă rog. O să sară toată lumea sus, inclusiv biserica. Cum poți să spui tu că iubirea asta este tip program? Foarte simplu. Spune Mântuitorul așa. Și fiarele își iubesc pui. Asta ce înseamnă? Că are nou suflet? Nu înseamnă că există un program care face ca fiara să-și iubească copilul? Puiul? Nu mai sunt anomalii când fiarele își mănâncă pui? Care, de fapt, manifestarea cu adevărat. Că tendința este să mănânci pe cel mai mic. Deci tendința este, și asta este valabil în orice domeniu, chit că e cer, chit că e iad, cel mai mare să-l înghită pe cel mai mic. Clar. Din totdeauna a fost așa. Și așa o să fie tot timpul. Adică nu există în creștinism există. Cine nu urcă, coboară. Deci dacă eu nu urc fiecare, în fiecare an etape, încep să mă duc în cap. Culminând cu la revedere, drum bun. Și atunci,
În orice există această evoluție. Da? Deci, există o iubire programată. Ce mi-e drag să spun asta. Și multe din iubirile care le vedem sunt, de fapt, iubiri programate. Și ce drăguțe sunt, și ce minunate sunt, și... Astea sunt asemănătoare iubirilor induse. Alea. Mă iubești, mă iubești, mă iubești, mă iubești. Adică, de alea băgate la nivel de subconștient. Există, dar alea mor repede. De ce? Pentru că se duc programele băgate la nivel de subconștient, la nivel de sine, la un moment dat se duc. Și singurele care rămân sunt cele la nivel de SK. E sexualizată pentru că acum e în chakra 2, dar dacă e rău, că devine, trecem prin cele trei stadii. Da? Deci, iubirea trece de aici, 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 se transformă în iubirea divină. Da? Deci, SN-ul, asta este iubirea programată, îndrăgosteala, asta face, asta face ca să se formeze cuplurile și să apară copiii. Deci, programul cu ăsta, programul ăsta, se unesc, oamenii ăștia se întâlnesc, fac copilul și după aia nu știu de ce se despart. Aia și-au terminat ce aveau de făcut și la revedere și un plas verde. Pentru că după aia rămân aici. Și aici ăsta vrea așa, ea vrea așa, el așa, el așa și numai că nu te înțelegi. Dar cât a fost asta, ai fost așa. Știți cum e aia cu... Era aia cu... Dragostea eu ar văd dacă copiii ies cu ochi. Cam așa e. De asta foarte rar rezistă cuplurile, pentru că dacă nu există iubire la nivel de sine și înțelegere la nivel de sine, asta sunt sortire. Mai sunt cuplurile care rămân din cauza că nu vor să-și împartă averea, chestii de astea. El nu are unde să ducă, el nu are unde să ducă. Dar în momentul în care apare discordia aici la nivel de sine, la revedere și un fraț verde. Adică el o leagă pe ea, ea leagă pe el, el îi dă în cap, el așa și se, cum zic, își fac unii la alții unul la altul și cane. Fără să vrei. Ah, iartă-mă, ți-am prins mâna cu portiera. N-am vrut. E o scăpare. Eu sunt un act tratat freudian. N-am vrut. Da? Bun. Și avem aceste trei tipuri de iubire. Și putem să le luăm pe fiecare în parte. Da? Iubirea sexualizată. Are componentă sexuală. Da? Vorbim de sex. Toată lumea zice, și mai ales îmi place asta, îmi place de drag când biserica provoie că sexul este demonic. Păi, mor de drag. Dom'le, sexualitatea. Vă dau un exemplu, ca să înțelegeți. Asta este un îngeraș. Și el coboară. Din cer. Și ajunge pe pământ. Da? Și pierde aripi. Bun. Și devine, hai să zicem, că la un moment dat ajunge să fie o entitate întrupat care are sex. Bun. Problema este, există această componentă inițial sau nu există? Păi evident că există. De ce? Păi, Dumnezeu e și aici, Dumnezeu e și aici. În altă ordine de idei, în organele sexuale, indiferent că sunt masculine, indiferent că sunt feminină, există lumină, există SN-ul. Există SN-ul, suflet, în organele sexuale. Păi există. Pentru că altfel n-ar exista. Deci sufletul este acea energie divină care face ca un organ să existe. Deci automat în penis, în labii, există suflet. Deci, doamnelor și domnilor, în ovare și în testicule există Dumnezeu. Și ovarele și testiculele sunt în Dumnezeu. Nu în afara Lui. Îmi pare rău. Vă e clar? Deci, a spune că sexualitatea
este în afara divinității, e un păcat împotriva Duhului Sfânt și a adevărului. Poate să fie greșit modul în care le folosești. Da. Dom'le, dar nu cred că e o problemă dacă le iubești. Pentru că dacă le iubești, poți să iubești Dumnezeu din ele. Nu neapărat pe ele, ca organ. Da? Bun. Bine, mi-a trebuit așa vreo 20 de ani să înțeleg treaba asta. Că fiind crescut în biserică, și eu am crezut că totul e de la demon, până când am înțeles că nu totul e de la demon. Și că până și îngerii au sens. Dar asta e altă problemă. În funcție de cum îți crește pe această scară, cum crești tu pe această scară, automat, pe măsură ce crești, de la dragostea sexualizată către iubirea divină, pierzi din sexualitate. Corect. Asta nu înseamnă că nu mai ai, la stare latentă, ai, dar oricând capabil să faci dragoste. Da? Exista o vreme în care Dumnezeii se împerecheau cu femeile oamenilor. Și cred că le plăcea că erau frumoase, de-aia au făcut-o. Asta ne-a împiedicat să fie Dumnezeu. Bun. Revenim. Deci există aceste trei tipuri de iubire. Da? Din păcate, bărbații sunt mai apropiați de sexualitate. Pentru că având cei trei centri energetici, doi, da? Deci au doi și încă doi la nivelul testicular. Deci au trei centri energetici îndreptați către ci greu, către energie negativă. Iar femeile, având sânii și chakra inimii, deci automat au trei centri a iubirii. Femeia nu este mai iubitoare. Tot am spus, noi femeile iubim mai mult. Noi suntem mai minunate. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Motivul pentru care femeile au impresia că iubesc mai mult este pentru că ele manifestă constituțional mai mult din iubirea divină. Nu pentru că iubesc mai mult. Țeapă. Multe dintre femei habar n-au și nu știu să iubească. Și dacă le măsori la nivel de sine, habar n-au ce aia iubire. Asta vă spun pentru că totdeauna s-a găsit câte o femeie care să mă învețe pe mine iubire. Și nu înțelegeam de ce nu merge. Păi sufletean. Cum să-mi dai mie când tu nu ai? Când tu nu ai pentru tine. Cum poți să-mi dai mie? Sau copilului tău, sau când tu nu ai. A, că manifesti maternitatea, este iubirea divină care se manifestă prin mamă relativ la copil. Corect. Dar, nu e același lucru cu iubirea personală. Pentru că, unul dintre lucrurile pe care noi trebuie să le învățăm, este, da, cât manifesti din iubirea divină? Poți să manifesti 90, poți să manifesti 100%. Se spune că atunci când vine un flutur, înseamnă că e părinte alții din boca pe acolo. Deci poți să manifesti iubirea divină 90% și tu să nu poți să te manifesti pe tine și iubirea ta. Iubirea ta personală. Și atunci există doi parametri. Cât manifesti din iubirea lui Dumnezeu și cât manifesti din iubirea ta. Pot să spun că în viața mea și slavă Domnului am un loc martor care este destul de răspândit. Am găsit foarte puține femei care să fie cu adevărat capabile să iubească. Bun. De ce? Asta e mai puțin important. Cert este că pe mine m-a interesat să înțeleg ce înseamnă iubirea în manifestare în momentul respectiv. Și tot ce pot să spun este că iubirea lor se manifestează la toate nivelurile. Și că niciun act nu le murdărea. Vă dați seama, om de știință, eu am experimentat. Nimic nu le murdărea. Nimic. Nimic nu le strică valorile. Sau nimic. Orice este făcut cu iubire, nu le murdărește. De asta este principiul mult ai iubit, mulți se va ierta. Pentru că orice act făcut cu iubire nu este negativ. E pozitiv. Da?
Și atunci, doamnelor, învățați să iubiți. Înainte să învățați pe alții ce este iubirea, puneți mâna și învățați să iubiți. Că nu știți. Aveți pretenția că știți și nu știți. Da? Iubirea nu înseamnă gelozie. Iubirea nu înseamnă posesivitate. Iubirea nu înseamnă control. Iubirea nu înseamnă să te uiți în telefonul iubitului, soțului, să vezi cu cine, cu ce, pentru ce vorbești. Asta e probabil și pentru bărbați. Dar pretențiile femeii că iubește mai mult, pretențiile femeilor că iubesc mai mult, sunt mai mari. Bărbații, bă, noi atât ne ducem. Cât găleata. Da. Pe femeie, ele au impresia că iubesc mai mult. Fals. Ele manifestă mai mult din iubirea divină din cauza centrilor energetice. Manifestă mai mult iubirea divină. Corect. Dar nu iubirea lor. Problema e cu femeie este când treci de îndrăgosteală. Când treci de îndrăgosteală, dai de ea. Și când ai dat de ea, te iei cu mâinile de păr. Cu aia stai toată viața. Da? Deci, eu le spun elevilor mei. Bă, deci în lumea de miere, pleci cu lumina ei. În umbra ei rămâi toată viața. Umbra ei este în ce? Partea ei ascunsă. Sinele este partea noastră ascunsă care conține toate defectele noastre. Zgârcenia, invidia, gelozia, pozitivitatea, control, doința de control, toate astea. Zgârcenie. Sunt aici. Atunci, cunoști cu adevărat un om, când ai ajuns la asta și relativ asta ai ști tot. Și îți place la ea. Zicea un bătrân la un moment dat. Doamne, când îți place calul, îți place și nărava. Cu adevărat. Dacă nu îți place un cal, dacă îți place un cal și nu îți place nărava, nu înseamnă că nu iubești calul. Cum să spun eu? Orice om poate fi iubit, inclusiv prin defectele lui. Aia e iubirea adevărată. Nu imagine. Noi iubim imagine. Arătăm imagini. Asta e imaginea mea, ce minunat sunt. Doamne, și când stai cu omul în casă, te iei cu milă de mine. Că nu e cum e imaginea pe care ți-ai creat despre el. Și asta apare în timp. Nu e să faci asta. Și nu este să stai cu el. Asta e testul timpului. Dar se poate verifica. Măsurați iubirea la nivel de sine, compatibilitatea la nivel de sine, măsurați cât manifestă. Pentru că de multe ori hai să zicem, sunt un tip socotit, un tip iubit, da? Dar sunt iubit nu atât pentru mine, ci sunt iubit pentru că mă iubește Dumnezeu pentru ceea ce am făcut bun. Deci multe dintre femei cred că mă iubesc pentru că, de fapt, ele simt iubirea cui? Dumnezeu pentru mine. Nu mă iubesc ele pentru mine. Nu cred că le-ar place să află. Că nu sunt drăguță. Adică nu sunt drăguță. Sunt, da? Mă rog. Mai am și eu scăpările mele. Da? Asta e. Cu asta rămân. Altceva. În afară de iubirea divină. Iubirea programată. Ah, și programul ăsta. Programul ăsta e valabil în perioada de. Și după aceea ce devii manifestat? Tang, tang! Când încep certurile. Până atunci totul e roz, cine e trezit. Își dă seama că ceva nu e în ordine. Dar când nu ești trezit, începi să simți. Și apare chestia asta. Da? Trece în drăgosteală, trece pe luna de miere și apare la ținut la nivel de sine. Nu știu dacă am ceva să vă spun. Bun. Noi, bărbații, am zis, nu avem mari pretenții. Noi credem că o femeie, dacă o ții două ori cu ochii la tava, ești bine. Dacă știi că dacă noi avem impresia că în jurul axului nostru se învârte Universul. Mă, ăsta e bărbatul tipic. Da? Bun. De aici până la creștere spirituală și a înțelege ce înseamnă femeia, vă zic, eu mi-a trebuit 40 de ani. Nu știu dacă am înțeles sau nu, mă rog. Eu sper. Mai sper. Dar, nu știu încă. Cert este că, cel puțin la momentul de față, numai o formă.
Vine ea și îi spune, vai ce mult te iubesc eu pe tine și ce dragă mi-ești tu. Da? Și manifestă iubirea de aici. Și aici, în afară e Vauxhall, înăuntru, leopardul. Dinăuntru, ar putea Mars fâșia în bucățele. Pe mine. Nu tot ce însemn eu cu lumină și la ala și cu Dumnezeu și cu pe mine, persoana. O vită, dragul, și așa mă la sinele meu. Dacă m-ar pune cineva cu ea într-o cușcă, ar fi mai de chelicica. Da? Deci astea sunt toate. Mai departe. Haideți, întrebări, poate mai vin idei după. Da. Îmi pun vergheta înapoi. Am un prieten care mi-a zis, zice, Domnul meu, dau din când în când jos să mi se vindece rar. Ziceți. Păcatul original a atras ca pedeapsă existența iubirii sexualizate? Nu. Nu. De ce nu? Iubirea sexualizată exista. Păi da, îmi pare rău. Nu aveau Adam și Eva înainte lipsa frunzelor? Nu după păcatul original au și au conștientizat existența organelor genitale și le-au ascuns că li s-a făcut rușine? Asta înseamnă că nu existau. Existau înainte. Organele exista. Dar ei nu erau conștienți de problema lor sexualitate. Sexualitatea era unită. Nu era organul rușinii. Și n-au căpătat. Stai un pic că până acum ei n-aveau nimic și dintr-o dată după ce au mâncat din măr, unul a căpătat un cucui și unul o crăpătură. Nu, deci ăla exista. Iubirea sexualizată, conform întrebării, este pedeapsă sau nu? Nu e pedeapsă. Iubirea sexualizată nu e o pedeapsă. Eu zic că pedeapsă este să nu o ai, nu să o ai. Pentru că iubirea sexualizată deschide toți centrii energetici și toate chakrele. Dacă știi să o folosești, e mai bună decât orice terapie. Deci am încercat, o să vă zic eu, pe demon de aia mare. Când se deschide chakra inimii, spulberă tot. Și se poate întâmpla asta inclusiv într-un act sexual. Nu. Iubirea sexualizată nu e o... Nu e o... Este o pedeapsă să nu o ai. Nu să o ai. A, că poți să o refuzi, poți să mă facă lugă, corect. Poți să intru în menestire, corect. Și să refuz iubirea sexualizată și să aleg să transcend iubirea sexualizată, să mă duc direct în iubirea divină. Corect. Dar dacă eu n-am integrat-o și n-am înțeles iubirea sexualizată, sunt obligat să cobor. Aici nu sunt puse bine, pentru că ca și importanță, adică ca și aia rămâne. Iubirea divină este clar superioară, da? Adică iubirea sexualizată e mai apropiată de demoni, da? Iubirea divină e mai apropiată de celule mari. Asta nu înseamnă că unii sunt ca școlile, școala generală. Păi mai iau după un copil de la grădință? Nu. Fiecare momentul lui. Unul e mai sexual, el la nivel instinctual, unul a trecut la nivel emoțional, altul a trecut la nivel rațional, la iubirea divină. Care e problema? Adică fiecare trebuie să accept pe fiecare om acolo. Nu poți să sare etapele. Toți cei care au sărit etapele, inclusiv Sfinții Părinți, trebuie să întoarcă pe pământ. Să rezolve problema de iubire sexualitate. Asta este firesc. Mai departe. Cum se manifestă iubirea lui Dumnezeu în relația de iubire a unui cuplu? Deci, Dumnezeu se manifestă prin intermediul sufletului. Adică, Dumnezeu mă iubește pe mine. Deci, o face pe femeie să mă iubească prin intermediul sufletului ei și pe mine să iubesc pe femeie din ceva. Fiți atenți! Dacă eu îl supăr pe Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu sufletul celuilalt? Deci, eu sunt într-o relație de cuplu. Și greșesc. Ce se întâmplă cu sufletul celuilalt? Se mâhnește. Se mâhnește Dumnezeu pe mine. Deci, automat, ce se va întâmpla cu iubirea lui relativ de la mine? Tu, se duce. Se acoperă. Nu mai manifestă. Deci, automat,
Dumnezeu există între noi doi. Vă mai spun ceva. Oamenii câteodată nu se simt iubiți. Ei nu înțeleg că problema lor nu este relativ la oameni, propriu zis, că oamenii de peste nu unde să mă cunoască pe mine. Că problema lor este relativ la Dumnezeu. Adică, păi dacă vine pe mine, să zicem, sau pe altcineva, iubește Dumnezeu, ce se întâmplă cu oamenii din jur? Mă vor iubi și nici nu o să știe de ce. Bă, de ce iubim pe ăsta? A, că mă urăsc, că unii astea altul. Asta e personal, nu plecă de la șef. Da? Dar în momentul în care tu ești iubit, să zicem, te iubește Maica Domnului, automat o să te iubească și femeile. Te iubește Dumnezeu. Automat o să te iubească și bărbați. Dacă mai apare, bine, asta este de la sine fiecărui om. Dar ca energie. Și atunci, eu, ca să mă înțeleg bine cu femeie, nu trebuie să mă am bine cu cine? Cu Maica Domnului. Deci, automat, orice călugă care a fost mai apropiat de Dumnezeu, ce se va întâmpla în relațiile cu femeile? În viața asta. O să scârție. De ce? Tocmai pentru că el trebuie să înțeleagă iubirea relativă la principiul feminin, relativ la femeie, deci implicit relativ la Fecioară, la Maica Domnului. Mai departe. Iubirea pentru copii, părinți, prieteni, este de natură divină. Absolut, da. Dumnezeu îți dă și copiii, Dumnezeu îți dă și părinții, Dumnezeu îți dă și prietenii. Deci, în momentul în care apare această iubire, e clar un dar divin. Iubirea e un dar divin. E un dar dat de Dumnezeu. Evident că există și un merit al tău personal. Pentru că, deci, eu nu pot să mă judec pe mine corect. Pentru că sunt subiectiv. Dar cum pot să mă judec? Știți principiul ăla? Vezi cu cine te împlinezi ca să vezi cine ești? Deci, eu mă judec pe mine în funcție de prietenii pe care i-am. Oamenii care vin lângă mine. Femeilor care mă plac. Pentru că, la un moment dat, atragi un anumit tipar de femei, un anumit tipar pacienților pe care i-am, atragi un anumit tipar de pacienți. De clienți, sau cum vreți voi să-i spuneți. Da? Că nu, în psihoterapie nu se mai folosesc pacienți, sunt clienți. Da? Copiii pe care îi faci, eu pot să am acum o statistică, întrucât deja de la 6 în sus, pot să-mi dau seama că au alte valori. Evident, toate astea țin de raportarea ta cu Dumnezeu, cu ceilalți oameni. Deci nu poți să atragi decât anumite lucruri. Clar? Ați înțeles? Deci eu pot, evident, prietenii, cei care stau lângă mine, prietenia este un atribut al sufletului. Deci e un atribut divin. Iubirea e un atribut al sufletului, atribut divin. Copiii sunt dați de Dumnezeu, atribut divin. Sexul. Toată lumea crede că sexul este un atribut al nostru. Nu. Sau demonic. Nu. E divin. De ce? Pentru că intervine niște energie acolo care unde se vine, intervine să ne opri. Nu te lasă Dumnezeu să pierzi din pe unde trebuie, pe unde poți. Unii au voie și trebuie să stea cu minți, unii au voie să polenizeze tot, alții au perioade în care stau cu minți, alții au perioade în care polenizează tot, în funcție de ce? De misiunea lor personală. Asta nu sunt bătute cu ei. Și prostituatele au o misiune personală. Deci, imaginați-vă că prostituata, ce face? Le spunea la un moment dat un tip pe care vrea să... Nu mai știu cine, a fost un deputat care a vrut să legalizeze prostituția și le spunea lucrătoare ecologice. Dar imaginați-vă că în momentul... Deci ce se întâmplă? Un om se încarcă energetic. Se încarcă energetic cum? Că nu se poate încărca pozitiv. Pentru că dorințele sexuale, strict sexuale, sunt, înseamnă că e încărcare demonică. Și se duce la o asemenea doamnă care ce face? Care îl descarcă. Universul funcționează pe principiul următor. Excitație, dezexcitație, echilibru. Deci el este hiperexcitat. E evident că dacă nu face treaba asta, explodează cu băi pe undeva. Cât de asta fac ăștia infarcte și atacuri cerebrale? Că o să vedeți dacă întrebi cum stai cu viața sexuală? Nu prea. Ori prea prea, ori deloc. Ei, și atunci ce face? Se duce la doamna, lucrătoarea ecologică, da? Și doamna lucrătoarea ecologică ce face? Îl descarcă. Bun. El îi dă bani. Dar va exista
această legătură și în viața altă viață. Și se poate întâmpla să fie invers. Pentru că banii pe care îi dăți, dacă nu sunt conform și, cum spun eu, dacă nu sunt pe măsura serviciului, cine rămâne dator? El! Și rămâne ce ei? Din seneu, din suflet. Și atunci o să vezi că poate că sunt lucrătoare ecologice care sunt mai curate decât mulți dintre cei care au beneficiat de ele. Și la sfârșitul vieții, ea se duce și spune, Doamne, și ce cu? Aia, păi, am curvit. Și ce cu? Păi, și ea așa. Bun. Și ai dezlegat-o. Dar ea a acumulat datorii de la aia. Și într-o dată vezi că zboară. Și femeie, dar îmi place de femeie. Târfa aia. Cârva aia ordinară. Și femeia aia, care și-a luat lecții, de smerenie, că, bă, nu e ușor să stai în genunchi la toți. Așa. Că zice ăla, că zice ăla. Și a înghițit. Tot ce i s-a spus. Aia învață smerenie. Pe când aia acasă nu învață nimic. De multe ori femeile astea pure, curate și mai știu eu ce, au niște orgolii de stămină în cap și ceea ce nu găsești la o femeie care e prostituată. Vezi, apropo de femeia adulteră din Biblie. Mult a iubit, mult se va ierta. Și cu părul ei aștept picioarele Dumnezeu. Vezi pilda Vameșului și Fariseului. Pentru că la important, la Dumnezeu nu e important cât ți-ai pus-o și că ai fost tu fecioară dacă orgoliul tău e incomensurabil. Deci n-ai nicio importanță la Dumnezeu asta. Important este, te-ai smerit, iubești, asta e important. Nu dacă ești homosexual, nu dacă ești lesbian, nu, cât iubești. Poți să fii heterosexual dacă ești aici gol. Cum să te duci la Dumnezeu? Că te arde iubirea. Și ce aia să nu poți să... Deci am avut odată o iubire. Deci eram în perioada mea de glorie. Când duram tot. Știu cum e. Când duram tot. M-am dus, mă rog, în perioada aia. Nu m-am dus la Dinamo. Și aveam o prietenă care era numai iubire. Deci era plină de iubire. Muream. Deci făceam spume. Deci era starea să facă orice. Să mă iubească. Și mie venea să mă omor. De ce? Pentru că mă ardea iubirea ei. Deci, chestia din luceafărul cu și ochii tăi, iubirea ta mă arde, e reală. Câteodată o iubire din asta, pe tine, care ești negru, te arde. De asta, potrivirea asta între oamenii e foarte greu. De asta numai Dumnezeu știe. Și dacă ai șansa într-o viață să întâlnești pe cineva care să te iubească la fel, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că iubirea, cei care te iubesc, tine se intre peste tine. Să te... Să te... Cum să zic eu? Umple, să te îmbrățișeze, să te strângă, să te sufoce. Pe când cineva care te iubește în același fel, îți dă... Îi dai... Pa. Pam, e ca un tenis de ala, așa frumos. Nu e. Cum cade avalanșa. O cavană. Aia e îngrozitoare. Ei, dar sunt oameni de genul ăsta. Și de asta vă zic, apropo de iubire. Iubirea, în manifestare, dacă nu este echilibrată, adică dacă Doamna, să zicem, da, are inima atâta și Domnul are, că așa era relația între mine și doctorița respectivă, n-aveam cum. Atât avea suflet. Eu aveam un suflet și eu pe vremea aia de 28 de centimetri, cred că avea. Și avea, nu știu, 2 metri, o chestie de asta. Mă sufoca. Murea. Asta înseamnă că ea poate suferi mai mult de bine. Poate fi contrabalansată treaba asta, că eu am cuplul care apare, la care apare problema asta. Deci ea vârsta stră mare, suflet mare, el vârsta stră mică, suflet mic, nu? Și automat îl disperă. Da, în momentul în care mai face pura de ei, ea începe să-și manifeste din iubire vis-a-vis de copii și automat nu mai e ca americanii pe petrol, pe soț, se duce și își manifestă iubirea aia pe copil, pe cățel, pe pisică, pe papagal, orice. Eleva. Se poate spune că scopul evoluției noastre este învățarea trecerii de la iubirea sexualizată la iubirea divină? Um,
teoretic aș fi fost de acord cu treaba asta până acum vreun an de zile. Acum, nu mi-e încă destul de clar cum e cu sexul în cer. Că nu prea se vorbește despre sexul din cer. Adică mă interesează dacă sexualitatea este un atribut strict uman sau spiritele superioare, spiritele de lumină au sex, până la ce nivel au sex și dacă au sex, ce fac cu el? Încă nu mi-e clar. Că toată lumea zice că sunt spiritele, dar nimeni nu spune cum. Și mă gândesc că o fi ca în bancul extraterestri. Știți? Nu știu dacă știți bancul extraterestri. Este un banc de pe vremea copilăriei mele. Termină extraterestră pe pământ, se îndrăgostește de nu știu cine și ăsta zice, mami, dar hai să facem și noi un copil. Ea, da, vrei un copil? Da, ce vrei? Fată sau băiat? Păi zice, fată. Plin, poc, o biluță, faci un băiat. Zice, aș vrea ce să facem și noi un copil. Zice, da? Da. Zice, plinc, facem băiat. Stă ăsta curios. Zice, dar ce ai? Păi știi, nu la asta mă referam, la care zice, a, vrei să facem biluțe? Deci nu știu cum este în cer și cum se fac biluțele astea. Nu a fost invitat, nu a fost convocat, nu știu dacă există, dar absolut, în momentul în care vom ști cu siguranță, nu mă interesează ce au zis Sfinții, sau, mă rog, dacă era după Sfinți, nu vorbeam la telefon azi. Și nu transmiteam asemenea gustul. Deocamdată, nu știu. Nu știu. Știu că îngerii au sex. Clar. Până la ce nivel au? Părerea mea e că îngerii au sex până la nivel de cel nou. Și bărbat și una și alaltă. Ca atribute. Cred că le au pe amândouă. Pe ce mă bazez? Am cunoscut foarte mulți îngeri întrupați. Și bărbați și femei. Și pot să facă foarte bine sex. Nu sunt foarte sexuali. Cei care sunt sexuali sunt îngerii care vin din cerul 5 până în 7 și care sunt îngeri ai iubirii. Deci îngerii iubirii din coboară pe pământ, ăștia se transformă în... cum se cheamă? Sunt devoratori sexuali. Că, mă rog, asta e treaba mea, asta analizez ce se întâmplă. Deci femeile astea sunt nimfomane. Adică, belea. Încep cu masturbarea din copilărie, deci pe toate. Și după aia, dacă nu se transformă, arde tot. Mă rog că nu-i lasă Dumnezeu să se ducă așa cu oricine. Ei, dar le mai potolește, le mai pune câte o frână. După care, pe măsură ce se schimbă, se transformă în îngerea iubirii și încep să înțeleagă. Ceea ce e foarte frumos să vezi. Deci eu am avut ocazia să văd transformarea asta la doi îngeri ai iubirii. De la nivelul la care s-a trezit și a adus amantul în casă peste bărbat, până la a deveni cu capul pe omul și trei. Drăguța a fost că după primul caz, după al doilea caz, încep să-ți dai seama că e un clișeu. Și vine odată soțul soție și ia cu de asta, cu lua medicamente. Și zic că și îmi povestește că știți, soția mea, niște probleme, niște exacerbări sexuale. Și zic, aia, stați liniștit, bine că nu v-a adus amantul acasă. Zice, a făcut-o și pe asta. Deci la al treilea caz, a făcut-o și pe asta. Nu, e cât se poate de firesc. Sunt oameni care se trezesc și care fac treaba asta. Voi trebuie să înțelegeți că nimeni nu poate să facă așa ceva dacă n-are un impuls interior. Ceea ce te face să duci amantul acasă, peste soț, peste eu știu cine e, înseamnă că e un impuls interior foarte puternic. Și trebuie văzut care e cauza acelui impuls. Și de multe ori să știți că ăștia sunt îngeri. Pentru că nu sunt oameni. Oameni obișnuiți de pe planeta Pământ. Și asta e drăguț. Bun. Mai departe. Deci, o secundă. Și vorbeam despre că dacă este de cea. Nu mai știu clar care este limita. Adică știi ce se întâmplă? Am impresia că dacă mă duc aici și zic că nu există asta, există numai asta, pierd ceva.
Și cum Dumnezeu le are pe toate, nu înseamnă că eu trebuie să le am pe toate trei. Deci eu, ca Dumnezeu, deci eu tind către Dumnezeu, da? Nu eu, Dragoș Ceneșanu, eu Spiritul, da? Bun. Și dacă tind ca Dumnezeu și nu mai am iubire sexualizată, nu înseamnă că am pierdut ceva? Și nu pot să pierd nimic pe drum. Dacă pierd din iubirea asta programată sau programabilă, nu înseamnă că pierd ceva? Deci nu pot să am numai iubire divină. Gata. O topim și nu mai avem. Nu. Și atunci părerea mea este, și firesc, că iubirea sexualizată trebuie să fie integrată iubirii divine. Asta ce înseamnă? Că fac voia lui Dumnezeu, inclusiv în sexul pe care îl fac. Adică, eu mă manifest în Dumnezeu și Dumnezeu se manifestă prin mine, inclusiv în timpul actului sexual. Cred că cam acolo ar trebui să ajungem. Teoretic. O să mai studiez problema. Da. Există căsătorii realizate prin iubire divină, ca parte din planul lui Dumnezeu? Căsătorii bazate pe iubire divină, ca planul ale ca planul lui Dumnezeu? Da. Da. Absolut. Acolo trebuie să tindem. Absolut. Numai că problema este, și se întâmplă dacă oamenii, pe toate căsătoria sunt ca parte din iubire divină. Da? De ce? Pentru că chiar dacă sunt pentru educație și oamenii nu se înțeleg, motivul pentru care ajung în fața altarului este tot că vrea Dumnezeu. Dumnezeu te lasă. Îți place de asta? Hai. Bine. Și ce e? Ca orice. Da? Deci face parte din planul divin. Deci apare iubirea divină. Absolut. Dar ideal, dacă mă întrebați pe mine, cuplul ideal este cel care le cuprinde pe toate. Adică nu înseamnă, ei nu sunt în opoziție. Simt să fac același lucru. Și știți, foarte rar am văzut, dar am văzut cupluri în care doar făceam o echipă așa. Per total. Ceea ce se întâmplă foarte rar. Da? Și atunci formează un tot. În manifestare. Da. Numai că, știți ce nu înțeleg oamenii? La un moment dat, trăim împreună. Și aici sunt păreri împărțite. O să găsiți și în Ortodoxie. Unii duhovnici zice femeia și bărbatul trebuie să doarmă împreună într-un pat. Alt duhovnic zice nu, femeia și bărbatul trebuie să doarmă separat. Părerea mea este următoarea. Dacă dormi cu un om într-un pat, da? Automat își pierde ceva. Își pierde ceva din atracția care? Asta. Nu ai. Asta. Din iubirea sexualizată. Păi de ce? Pentru că se produce armonizarea. Mănânci cu el, dorm cu el. E automat se produce armonizarea și ceea ce face să apară iubirea sexualizată este tocmai diferența de potențial. Asta e aceeași. SN-ul programat este același. Iubirea e aceeași. Ceea ce ne diferențiază pe noi de bărbați, bărbați și femei, nu e nici asta, nu e nici asta. E asta. Păi dacă asta e la fel și devenim unul, unde să mă iau cu mine? Și atunci ce dispare atracția sexuală? Părerea mea e că oamenii, soțul, soție, ar trebui să doarmă separat. Ar trebui să doarmă separat și să întâlnească când? Când vrea el. De ce când vrea el? Pentru că e clar că atunci când vrea el, intervin și asta. Asta vin de la sine. Dar trebuie să intervină. Atunci se deschid și întâi energetic și speriu. Bineînțeles. Și când vrei tu. Că nu o să stau. Și zice Dumnezeu, Arjana, acum, și eu. Nu e așa. Deci e vorba. Omul propune, da? Omul propune, Dumnezeu dispune. Da? Și atunci, pentru că trebuie să fie. Deci Dumnezeu știe mai bine decât mine în ce stare e ea. Și dacă e pregătită să mă primească.
Dumnezeu știe mai bine ce stare sunt eu. Și dacă e, deci dacă pot să fac eu treaba asta. Că poate n-ai chef, poate cine știe ce ai în cap. Și zice Dumnezeu, asta nu-i bine. El știe ce e în capul meu. Da? Și că după aceea întreabă, dar ce ai? Dar de ce te gândești la ceva? Dar de ce? Poate că ai probleme cu furnizori, ai probleme cu debitori, ai probleme cu toți. Nu? Și atunci mai ai chef de... Nu ai niciun chef că te gândești, Doamne, cum să rezolv problema? Oamenii nu se există un moment pentru orice lucru. Da. Deci, important este să ajungi să... acel moment. Să fie Dumnezeu. Mai departe. În timpul slujbei de căsătorie, preotul spune că cei care se unesc se vor mântui împreună. Este mai ușor să evoluezi în cuplu decât unul singur? Eu nu cred în mântuirea împreună. De ce? Că poți să te duci la un nivel superior, da. Dar nu cred în, eu nu cred în niciun caz în mântuirea în gașcă. Cred că mântuirea e personală. De ce? Dom'le, în niciun caz, nici nevasta, nici copilul, nici prietenul, nici... Nimeni nu poate să știe cu adevărat ce este în sufletul și în mintea unui om. Da? Singurul care știe treaba asta e Dumnezeu. Deci tu o să te duci la nivelul spiritual al gândului și al instinctului și al sufletului tău. Deci asta nu ține de nevastă sau de soț. Că te poate biriga să te duci în el. Da, am văzut asta. O femeie a încercat să zice, nu s-a dus în el. Dom'le, dar era într-un cer 1, nu era în 10. Aia nu înseamnă mântuire. Întoarcerea la Dumnezeu nu se face în gândești, nu se face în gașcă, nu se face în cuplu. Nu. Întoarcerea la Dumnezeu e personală. Eu am ceva de învățat din rolul meu de bărbat, tu ai ceva de învățat din rolul tău de femeie. Deci fiecare are ceva de învățat din rolul lui pe care trebuie să și-l asume. El trebuie să-mi asum rolul de bărbat. Și o femeie trebuie să-și asume rolul de femeie. Adică, clar, misiunea unui bărbat e una, misiunea unei femei este alta. Și atunci, din asumarea responsabilităților astea, eu o evoluez. Înțelegând. Păi eu ce am de învățat ca bărbat? Aia. Ce am eu de învățat ca femeie? Aia. În rest, toți avem iubirea, sexualitatea, eu știu, colaborarea, toate astea le avem, prietenia, astea le avem, subordonarea, ascultarea, astea le avem toți. Dar e clar că sunt niște legi specifice bărbatului și niște legi specifice femeii. Și astea nu poți să le transcenzi. De ce? Pentru că ești obligat să fii... Că de-aia ai rolul ăsta. Adică mă duc, sunt actor la teatru și am de rol de măturător și ce fac? Citesc din Hamlet? Nu, eu trebuie să... Aia trebuie să fac. Deci nu mă înțeleagă cineva greșit. Nu înseamnă că asta e rolul femeii sau bărbatului să mătură. Nu asta mă refer la treburile casnice. Ci asumarea rolului feminin, să fiu femeie. Asumarea rolului masculin, sunt bărbat. Ca model. Ca comportament. Ca putere interioară. Ca ce vreți voi. Ca blândețe. Ca iubire. Deci e clar că ca bărbat trebuie să fiu un model. Ca femeie trebuie să fiu alt model. De blândețe, de iubire, de înțelegere, de toleranță, de... Clar. Sunt total diferite. Și nu e bună. Că aici apare problema femeilor singure. Femeile singure care își cresc copiii nu trebuie să devină bărbați. Trebuie să fiu tată și mamă pentru copilul meu. Sunt tâmpenii. Păi trebuie să fiți femei. Da? Trebuie să fiți femei, nu bărbați. Chiar dacă aveți creșteți. Idealul este să-i găsiți un model masculin copilului vostru. Cum? Îl duc la sport, îl place de un antrenor. Văd cu ce antrenor rezonează el. Mă duc și face, eu știu, muzică. Are un profesor de canto. Are. Deci îl duc să vadă modele masculine. Dar nu mă fac eu, mă transform eu ca femeie într-un model masculin. Că e inevitabil că o să fie foarte multe femei singure copii. Clar. Asta este viitorul încă sute de ani. De ce? Da, așa evoluează. Pentru că un om nu poate să se descopere pe el însuși decât în singurătate. Singurătatea înseamnă bărbat, femeie. Dar femeie înseamnă copil, nu înseamnă bărbat. Nu înseamnă familie. Familia este un concept. Familia este o chestie care a fost concepută. Dar nu înseamnă că trebuie să fie neapărat așa.
Așa a fost statutată de oameni, de, mă rog, de unii. Dar înseamnă că trebuie să vină aproape așa. Asta este un gogoiță. Mai departe. Cum se manifestă iubirea divină între oameni? Cred că bunătatea este manifestarea iubirii divine între oameni. Manifestarea bunătății este manifestarea lui Dumnezeu între oameni. Pentru că bunătatea presupune tot. Dacă ești bun, ajuți pe cel de lângă tine. Dacă ești bun, îndrum pe cel de lângă tine. Dacă ești bun, îl ceri pe cel de lângă tine când greșește. Dacă ești bun, faci ceea ce trebuie. Deci bunătatea cred că este manifestarea lui Dumnezeu între noi. Bunătatea presupune pace, bunătatea presupune înțelegere, bunătatea presupune capacitatea de a asculta, bunătatea presupune tandrețe, bunătatea presupune atingere, bunătatea presupune tot. Orice lucru poate fi făcut cu bunătate. Și lupta poate fi făcută cu bunătate. Știți ce spunea Morihei Ueshiba, Părintele Aikidoului? Trebuie să lupți cu adversarul tău ca și cum ar fi un bebeluș. Fai, când am auzit asta, noi suntem obișnuiți, iei capul jos sau... tu-i dai una să-i zbori pe el. Să te lupți cu adversarul tău ca și cum... Să-ți ții adversarul ca și cum ai duci un bebeluș. Să nu-l o să lovească. Deci mie mi s-a întâmplat treaba asta. Luptam, mă rog, mă antrenam cu un băiat foarte bun. Doamne, și preluă și să mă ducă pachet la sol. Și când m-am văzut la sol, mi-a pus cu ce timpul. Să nu mă lovesc când dă cu mine de pământ. Aia înseamnă bunătate. Poți să faci orice cu bunătate. Sex. Deci dragoste poți să faci cu bunătate. Să nu poți să faci cu bunătate. Să înveți poți să faci cu bunătate. Să cerți. Poți să cerți cu bunătate? Absolut nu. Cea mai nasoală ceartă e cea cu bunătate. Când zic, bă, cineva, pare frec. Dacă nu te ceartă cineva, băi, dragă, și ia de zis tu de treabă. Nu se pare că eu cel. Și atunci, părerea mea e că manifestarea lui Dumnezeu în lumea asta este bunătate. Iar locurile unde nu e El, adică e, dar nu se manifestă, este locul în care lipsește bunătate. Bine. Mai departe. Cum putem învăța să iubim oamenii așa cum ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Greu. Asta e, cred că, cea mai grea lecție. De ce? Pentru că noi iubim personalizat. Noi iubim sexualizat. Da? Dar... Știți, în momentul în care începi să iubești oamenii, este momentul în care începi să vezi dincolo de trup și dincolo de sex. Și simți spiritul omului respectiv. Mi s-a întâmplat ceva ce absolut. Și mi s-a întâmplat să te uiți așa în ochii cuiva, domnule, și să simți o chestie așa extraordinară, da? Bun. Dar fără să vezi, băi, e bine, e bine, arată bine, arată bine. Pur și simplu. Și aia cel ce vreau, ți-a tindu-i să da? Și asta e valabil pentru oricine. Indiferent că e băiat, că e fată, că... Aia înseamnă să transcenzi. Dar este un nivel pe care trebuie să trecem. Că toți suntem... Suntem păcăliți de lumină, de imagine, de ce afișează cineva. Și foarte puțin ne ducem dincolo. Să simțim cu adevărat omul respectiv. Eu am un program. Deja când simt pe cineva care este... mi se stânge inima. Dar... și de asta mi se deschide... Acum mi se deschide inima la oameni care sunt negri, așa. Da? Și mi se închide la oameni care se apară așa la mine. Și mi se stânge super. De fapt, îl simt dincolo de ceea ce afișează. Și în momentul respectiv... Bine, nu întotdeauna ar fi curios. Dar, în general, și atunci... De fapt, te racordezi la sine la om, că e important. Nu e imaginea, restul e de la Dumnezeu. Ăsta e important. Ăsta se duce la judecat. Nu asta, nu asta. Și atunci, asta mă interesează cum e într-un om. Restul e ulcior. Mai departe.
ce măsură ne aduce suferință iubirea sexualizată? Eu nu cred că iubirea sexualizată ajunge, aduce ea în sine suferință. Că cine vrea să facă iubirea sexualizată, nu are decât. Ceea ce îți aduce suferință, nu e iubirea sexualizată. Este neînțelegerea iubirii sexualizată sau atașamentul. Faptului că, în momentul iubirii sexualizate, ce se întâmplă în timpul iubirii sexualizate? Hai să facem și treaba asta, ca să știe țugulanul ce se întâmplă în timpul sexului. În timpul sexului se produce un transfer de energie. Care este următorul? Depinde și la ce nivel se face, da? Dom'le, dar avem decât trei posibilități. Nu o să le pun lângă divină, da? Le pun de sus. Normal. Deși nu e, mă rog, până așa. Normal. Hai să punem să înțeleagă tubulat. Genital. Oral. Anal. Bun. Ce se întâmplă în fiecare caz? 1. Energia asta se duce aici. Asta e valabilă indiferent că-s bărbați, bărbați, femei, femei. Să știți că sexul oral la bărbați nu este diferit între energetic față de sexul oral între heterosexuali. Deci nu sunt unii mai buni sau mai rei decât alții. Bun. Și atunci ce se întâmplă? Există la nivel de șarpe kundalini ceea ce se cheamă larve. Adică niște entități în stat incipiente, că nu sunt nici el, nu sunt el. Ei, astea rămân ca o coardă la nivel chakrei gurii. Da? Și evident, dacă e genital la nivel de chakra genitală, dacă la nivelul organelor genitale, dacă este anal la nivelul anus. Evident și invers. Deci că, mă rog, toți suntem, da? La fel. Și atunci avem pac! Pac! Mă rog, cum vine. Invers nu se poate. Mă rog, între băieți. Aici avem bărbați să vei. Între băieți, vă imaginați schema asta complicată. Deci vă dați seama câte corzi rămân? Da? Una chakra gurii, genital, anal. Bun. Evident, ai mai mulți parteneri, ai mai multe corzi. Ce se întâmplă cu corzile astea? Te conectează unde? La ce centru? Doi! Doi! Păi evident că doi. Bine, acum depinde și de. Dar, în general, dacă ăsta e de la nivel de chakra 2, te conectează la nivel de chakra 2. Și automat îți duce triunghiul superior unde? În 2. Ok? Și asta când rămâne așa? Până când se taie. Când se taie? Când mai te rogi, când mai postești, când mai te duci așa până la moarte de Sfinț, când te spovedești, când. Da? Bun. Nu mai vorbim ce se întâmplă în cazul în care se produce cu transfer de substanță. Adică mai e și orgasm. Mai automat ai energia asta care se duce pe chakra gurii până în chakra ficat, până în chakra stomacului. Deci automat blochează gât, inimă, stomac. Dacă e și negativă, băiatul este negru-negru, automat o să ai energie negativă, care se pune inclusiv pe suflet. Deci pe suflet o să ai energie negativă. Ok? Care ce face? Blochează chakra inimii. Nu dăm idei. Da? Apropo de anumite chestii. Și invers. Da? Deci asta este valabil și invers. Mă rog, chestiile alea mai puțin transferul de sânge. Și atunci ce se întâmplă? Bărbatul care termină pierde inclusiv din suflet. De ce? Păi în momentul în care are orgasm, automat la nivelul fiecărui spermatozoid, spermatozoidul are toate 7 câmpuri. Deci automat are și sâneu, care are viață. Și atunci când termină, ce se întâmplă? Pierde din sâneu. Care rămâne? Aici, 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 aici. Sau depinde unde s-a întâmplat. Și atunci nu se produce un transfer de sâneu? Bun. Transferul ăsta de suflet, de la bărbat la femeie, de la femeie la bărbat, ce produce?
Asta se cheamă atașament. De ce? Pentru că sufletul tău o atrage pe ea către tine, sufletul ei te atrage pe tine către ea. Și se produce atașament. Evident că sunt cei care sunt emoționali și care vor fi mult mai... îi va durea mult mai mult o despărțire decât pe unul care nu simte prea mult emoțional. Deci că nu e... Și asta înseamnă atașament. Atașament înseamnă transfer de semne. Ok? Bun. Evident, relațiile astea pot fi pozitive sau negative. De ce? Hai să vă dau un exemplu. Dacă îmi vine o familie, într-o familie, știți cum e, se cam face tot. Și ăsta este unul dintre cazurile pe care le-am avut destul de recent. Da? Vine o familie și ea zice, domnule, sunt varză. Păi, nu ai cum să nu fii varză. Că în momentul în care el este foarte mare, dar foarte întunecat, și este mică, dar are multă lumină, ce se întâmplă? Se produce transfer de lumină, deci de SN. Automat el câștigă, el e ok. Și ea, ce face? Intră în depresie. Și asta e tot. Asta produce relația. În timp. De asta sexualitatea implică niște manifestări în perspectivă. Când sunt dezechilibre, apar probleme. Datorate vârstei astrale, datorate păcatelor karmice, datorate păcatelor de neam. Deci, că în momentul în care te căsătorești cu un om și el are niște păcate de neam groaznice, tu te căsătorești cu tot neamul lui. E ca și cum aș căsători cu cineva care are datorii la cămătari. Ea nu interesează că soțul meu n-a făcut el datoriile. Ha! El trebuie să plătească. Și atunci cine le preia? Eu. Și atunci, iubirea sexualizată duce la multe probleme de genul ăsta. Clar. Altceva. Iubirea sexualizată implică neapărat gelozie, posesivitate, orgolii, frica de a pierde persoana iubită? Deci, vreau să spun ceva. Gelozia, frica de a pierde persoana respectivă, dorința de control, dorința de posesie, sunt clar demonice. Nu sunt divine. De ce? Păi, pilda fiului risipitor. Când iubești pe cineva, îl lași să plece. Îi dai zborul. Îi dai drumul. Dacă te iubește, se întoarce. Asta înseamnă. Deci, principiul iubirii divine relativ la noi. Noi am plecat. Da? Dumnezeu nu vrea să ne, cum crede biserica, ne poate încolona așa câte doi și ne duce ca la Sfintele Moaște. La Dumnezeu. Nu merge. De frică. Mă duc să mă închin, să nu mă duc la, să nu mai atrag. Povești. Deci nu te poți întoarce la Dumnezeu de frică. Nu te poți întoarce la Dumnezeu decât de iubire. Deci naște în veci cu o femeie care e frică de mine sau stă cu mine ca să nu mă supere sau stă cu mine. Pentru ce? Nu. Nu există. Deci în niciun caz. Dacă eu n-aș face asta, Dumnezeu e mai bun decât mine. N-aș sta niciodată cu o femeie care n-aș sta niciodată. Doamne ferește, știi cum e. Adică, dacă e după mine, dacă e la latitudinea mea, clar și pot să aleg, du-te în fată cu Dumnezeu. Pot să o iubesc? Nu stă pe ea. Că o iubesc eu? Nu. N-aș sta nici dacă mă iubește numai ea? Nu. Orice dezechilibru în iubire duce la suferință. Deci dacă eu nu iubesc pe cineva, nu stau cu el, decât Doamne ferește, emisiune personală și n-ai încotro. Trebuie să stai acolo. Da? Și cum e? Legile carmi. Vrei, nu vrei, bei Grigore Aghiazma. Stai! Dar dacă sunt pus în situația de a alege, clar nu. De ce? Pentru că duce la suferință. El suferă că tu nu-l iubești sau tu suferi că el nu te iubește și după aia suferă și el că nu te iubește, că te iubește, că nu te iubește. Și tot așa. Și atunci pentru ce? Sunt o grămadă de oameni pe planeta asta. Nu trebuie să stea cineva după mine sau să stea după cineva. Nu. În niciun caz.
iubirea este o chestie liber consimțită, există sau nu există. Trebuie hrănită, trebuie crescută, trebuie... dacă problema iubirii este că poți să o pierzi, adică, se poate urma de ceva care să o distrugă. Dar dacă, vremea totuși, că dacă este cineva care, pe care îl iubești cu adevărat, ce înseamnă iubire? Înseamnă, îmi imaginez raiul. Da? Îmi imaginez raiul ca cel mai frumos loc de pe pământ. M-aș bucura să-l văd acolo. Dacă mă duc acolo în intenția de a scăpa de cineva, înseamnă că nu mă duc. Și atunci imaginați-vă pe cine nu vreți să vedeți în raiul vostru și atunci aveți o problemă de voi, de înțelegere. Întreba ora de este zis, nu știu, am zis treaba asta. Doamne, dacă îmi ducem în rai și ieșeam deja acolo, ce ne facem? Dacă ieșeam deja în rai. Eu n-am nicio problemă cu ei, să-i văd pe toți, și pe domnul comandor, și pe Vlad Rusescu. N-am nicio problemă să-i văd în rai. Dar cred că iau o problemă să-mi vadă pe mine. Și atunci problema nu e a mea. În raiul meu e loc pentru mulți. Pe cuvânt. Și pentru mulți pe care unii ar zice că ar mai câți. E loc și pentru ei. La un moment dat, iubirea presupune să văd partea frumoasă din lume. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să stau cu tine până când atingi tu partea frumoasă din lume. Eu o văd, dar e treaba ta să-ți o cureți. Nu înseamnă că trebuie să stau o veșnicie sau că un om poate evolua și în 15 miliarde de ani. Nu să stau după tine. Îmi pare rău. Eu te iubesc, dar poți să te iubesc de la distanță. Da? Așa și cu... Dacă există cineva care nu are loc... Ăsta e raiul meu, da? Dacă vreți ca cineva să iasă din raiul vostru, aveți o problemă. Dacă puteți să-i băgați pe toți, și biserica, eu bag. Și pe domnul patriarh Daniel îl bag în biserică. Și pe domnul Băsescu îl bag în raiul meu. E loc pentru toți. Pentru că știu că se curăță, știți? Adică rămâne doar partea frumoasă a lor. A tuturor. Stau să mă gândesc dacă am pe cineva pe care l-aș scoate. În clipa de față nu-mi vine nimeni nimic. Bine, sigur am. Nu fiu eu chiar ăla. Dar trebuie să vă imaginați că raiul vostru trebuie să fie loc pentru omul pe care îl urâți voi cel mai mult. Aia înseamnă să-l văd, să iert și să iubesc. Și pe soprul tău. Trebuie să aibă loc în raiul tău. Este păcat să considerăm sexul o parte importantă a relației? Da, e o parte importantă a relației cu un om. Numai că problema este alta. Nu cred că trebuie să primeze sexul. Dar cred că este o parte importantă a relației cu cineva. De ce? Pentru că este momentul, deci actul sexual, pot să spun că este un moment în care se eliberează energie de valori deocamdată incomensurabile. Adică nu poți să-ți dai seama ce energie se degajă în momentul respectiv. Ei, și atunci, lipsa lui, clar, produce niște blocaje. Excesul lui, și asta produce niște probleme. Dar, cred că există o cale de mijloc. Și această cale de mijloc presupune un anumit timp, un anumit moment, un anumit timing. Iar omul trebuie să descopere acest timing. Să știe foarte clar care e. În momentul respectiv, cred că începe să integreze sexul. Eu nu cred că sexul trebuie să fie o problemă. Eu cred în evoluție chiar și în sex. Da? Dom'le, ești la 16 ani. Vorba aia, am oprit, vreau să spunem. Și gaura de la clanță.
Da? E momentul ăla. Treci așa, începi să cauți așa și începi să devii mai selectiv, mai așa, mai așa. La un moment dat, parcă... Și le încerci pe toate, da? Bun. După le-ai încercat pe toate, le faci la ala, la ala, la... Parcă începi să faci altă selecție. Știți care e selecția pe care o faci la un moment dat? După suflet. Să simt și eu că nu te mai mulțumește. Și să simt și persoana de lângă mine că o face din suflet. Că la un moment dat încep să discerni care e tehnica, care e sexul, care e zmeu, care este sufletul. Da? Și evident, la un moment dat vine cineva la terapie și zice, domnul doctor, nu e frică de noastră. De ce? Zice, pe mă gândesc că ați putea să faceți orice cu mine. Și zic, e adevărat. E adevărat? Da. Aș putea să fac orice. Dar zic, crezi că nu am o vârstă la care să fac o diferență între o chestie care e făcută tehnic și una care este făcută din suflet? Și admițând că ți-aș induce acest gând, ai face-o din suflet sau ai face-o doar tehnic? Cred că tehnic. Ei, atunci nu mă interesează. Mă rog, frici. Apropo de... Și există. Da? Și automat apare o selecție și îți dorești ceva, ceva mai mult. Nu te mai mulțumește pur și simplu sex. Sexul ca. Evident, sunt oameni care nu se treacă niciodată de parcă de sexualitate. Deci, de sex ca sex, ca frecare. Care să mulțumesc în treaba asta. Asta e problema lor. Da. Există și indivizi care vor să meargă mai sus de frecare. Se implice automat și sufletul. Și stadiul următor este momentul. Deci primul pas este frecare. Bun. Al doilea este sufletul. Se implică sufletul. Și al treilea este implicarea divinității. În actul sexual. Mai e drumul. Mai departe. Pentru a ne mântui, este necesar ca la un moment dat să renunțăm la sex? Nu cred. Eu nu cred că are vreo legătură mântuirea cu sexul. Nu. Și vă spun și de ce. Nu cred că păcatul cel mare al unui om este sexul. Cred că cel mai mare păcat al unui om e neiubire. Cred că e important de ce faci sexul. Care-i scopul? Da? Cred că e important ce aștepți, ce determini în omul respectiv. V-ați gândit vreodată, mamă, asta îmi place soare, v-ați gândit vreodată că Dumnezeu trăiește prin noi? Bun. Dacă Dumnezeu trăiește prin noi, atunci El simte dacă sunt nefericit. Bun. Dacă Dumnezeu trăiește prin noi, Dumnezeu simte când sunt rănit, când sunt sufăr, când sufăr, când mă doare. Bun. Deci, credeți că Dumnezeu e masochist? Credeți că Dumnezeu își dorește să simtă durerea atâtor oameni de prin spitale sau dintr-o țară? Nu. Deci e clar că cauza suferinței nu e Dumnezeu, ci suntem noi. Deci, care ar fi dorința lui Dumnezeu și a Maicii? Dumnezeu Tatăl și Maica Domnului. Principiul Yin și Yang. Care ar fi dorința lor? Să fim fericiți. Nu credeți că o femeie e Yin Yang, da? Un bărbat e Yin Yang. Zicem că sunt 80% Yang. Și sufăr îngrozitor. Cine simte asta cel mai tare? Dumnezeu Tatăl. Că e mai mult, sunt mai mult Yang. O femeie care suferă și e Yin. Cine va simți mai mult suferința ei? Maica. Bun. Și atunci, dacă eu transform o nefericire într-o fericire, printr-un act, simplu, indiferent că e mângâiere, masaj, sex, este un lucru pozitiv sau negativ din punctul de vedere al cerului. Dacă eu sunt un frustrat sexual, această frustrare sexuală
are o țintă Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Frustrarea sexuală este ca și postul negru, o metodă. Și de ce nu sunt de acord eu cu postul negru? Pentru că postul negru este o metodă prin care oamenii încearcă să obțină ceea ce vor, nu ce vrea Dumnezeu. Adică, eu îl vreau pe ăla. Deci, caz real, părinte largat, vine o femeie. Părinte, cu poză, eu vreau pe ăsta. Părinte largat, ăsta te-a cam bate. Părinte, să mă bată dimineața la prânz și seara, eu tot pe ăsta îl vreau de bărbat. Bine. Se întoarce după un an. Părinte, dezleagă-mă. De ce? Păi mă cam bate. Cum? Dimineața la prânz și seara. Păi, n-ai vrut așa? Și chestia asta cu țin post ca să obțin ceea ce vreau eu. Este o metodă. Aveți impresia că Dumnezeu nu știe ce am nevoie și automat trebuie să țin post ca să-mi dea El? Este o metodă să... Deci, fapt, să-i stângi mâna cu ușa, nu șeful. Îl vreau pe ăla. Nu zice, Doamne, dă mie bărbatul îngăduit prin termin. Eu îl vreau pe ăla. Greșit. Imaginați-vă și îl vedeți pe Dumnezeu în următoarea ipostază. Da? Ai mai mulți copii și unul nu mai vrea să mănânce, intră în greva foamei, că el vrea ceva. Care nu e bun. Dar el vrea acel lucru. Și postește, că e încăpățânat. Și postește, și postește, și să-l lua, și dă capul de icoane, și începe la peregrinaj. Că vrea el așa. Că de-aia să vrei Dumnezeu dacă vrea să te bată, îți dă ceea ce vrei. El știe ce nu e bine pentru tine. Asta nu înțeleg oamenii. Oamenii postesc că vor ei. Oamenii postesc că îi pune biserica. Ei nu înțeleg că trebuie să postească dacă îi pune Îngerul lor păzitor. Mântuitorul, când s-a dus în pustiu, a fost luat de Duhul și dus în pustiu. Nu s-a dus că a vrut el într-o zi, s-a dus, eu vreau să mântui mâna, lumea. Și m-am gândit eu, ar trebui să țin post negru 40 de zile. Și mă duc eu pe Sinai. Nu. Lui s-a spus clar, mergi pe munte. Acum, și l-a făcut ascultare, 100%. Deci tu, știți ce mi s-a întâmplat? Vreau să țin post negru. Și eu sunt de la încăpățânat, că de asta vă spun că eu mă recunosc în treaba asta. Și încep cu post negru. O zi. La a doua zi. Și vine Îngerul ăsta. Nu. Cum că? Nu. Și nu înțelegeam. Cum adică să nu țin post negru? Cum adică să n-am voie să țin post negru? Cum adică? Vezi? Nu. Cum nu? Nu. Și mi-a trebuit să înțeleg că nu asta e important. Țineam post negru, nu știu pentru ce. Mă rog, o pâmperi, mă dau seama. Nu. Poți să ții post negru, să se facă voia Dumnezeu, să se aleagă lucrurile, să despartă binele de rău, să facă voința divină. Dar nu că vrei tu! Aia. Pentru că în momentul respectiv, tu ce să-i forțezi la Dumnezeu? Că știi, ce crezi că El nu știe ce? A, în momentul în care spune, băi, știi ce? Uite aici, e cam întuneric. Și de acolo se poate interveni doar cu, prin tine. Și zice, băi, știi, uite aici, ca să facem greșeală, trebuie să ținut un post negru. Atunci, da. Dar nu că țin post negru, că așa vrea, nu știi, negru. Eu vă spun că am făcut-o și pe asta și știu că sunt practic. Și sunt mulți care fac așa. Se roagă. Psaltirea se iasă cum vor ei. Știți că psaltirea nu mai se iasă cum vor ei. Aia nu e divină. Și aia nu te mântuie. Deci am cunoscut oameni. Păi asta e demonică cu toată folosirea lucrurilor sfinte. Poate să fie demonică. Când îți impui propria voință, asta e de la ego și de la demon, nu e de la Dumnezeu. A, te rogi să facă voia Dumnezeu, oricare ar fi ea, perfect. La momentul în care citesc psaltirea așa, doar ca să facă ce vreau, greșit. Și să face de mult. Mai departe. Poate iubirea să vindece orice durere sufletească? Absolut. Iubirea e singura care vindecă. Iubirea singura care... ce se întâmplă? Hai să înțelegi ce înseamnă suferință sufletească. Suferința sufletească înseamnă că sufletul omului e suferință. Și se măsoară sănătatea. Sănătatea. Starea de sănătate. PSN. Suflet.
Și există o stare de vindecare pe SNU. Da? De obicei, când sunt divorțuri, despărțiri, avorturi, boli, mă rog, chestii în genul ăsta, pierde, apare suferința sufletească. În momentul în care apare suferința sufletească, scade această stare de sănătate a Dumnezeu și omul se îmbolnăvește. Cel mai important lucru este asta. Și cel mai greu de vindecare. Vorba bună. Blândețe. Vindecă sufletul. Iar energetic, nu mai are refacerea sufletului. Da? Dar, asta este, refacerea sufletului este un pic aleativă, așa. Adică, îl ajută, dar nu împărtășanie, iar ajută la vindecarea sufletului. Pentru că e hrană pentru suflet. Rugăciune, postul, vindecă sufletul. De ce? De fapt, ce înseamnă? Ca să vă fie așa, din punct de vedere spiritual, ce se întâmplă. Pierderea de suflet se produce în momentul în care ai un atac. Atacul ăsta, de multe ori, este un atac demonic. Da? Și vine demonul și te agață. Și stai așa o jumătate de suflet. N-ai importanță. Te-ai înșelat un prieten. E un atac. Te-ai înșelat nevasta. Te-ai despărțit. E rănit un copil. E un atac demonic. Da? Îngăduit de Dumnezeu, ca formă de școală. Da. E îngăduit. Cum se poate numi? Întrebare cu formă. Și atunci se produce ce? Ruptura sufletului. Pof! Și s-a rupt sufletul. Bun. Vindecarea lui presupune aducerea bucății aia înapoi. Care unde? La demonul care a câștigat-o pe drept. Și asta presupune ce? Post. Și rugăciune. Chiar dacă ești terapeut, tot trebuie să trimiți lumina spre bucata asta de suflet. Deci tot intri în rugă cu răul. Deci tot trebuie să postești, să te rogi ca să ajungi să-ți scoți. Vă e clar? Deci până la urmă refacerea sufletului se reduce la rugăciune și postnic. Că te împărtășește popa. Păi nu postește el când face împărtășenie? Adică să nu credeți că totul se reduce la rugăciune și postnic. Că te duci la terapeut. Păi dacă nu s-a făcut să le facă SN-uri, nu vine asta peste el. Și atunci trebuie să facă, țină poți și după aceea se întreabă terapeutul de ce au probleme. Păi nu poate dacă te bași peste demon care a obținut bucata aia de suflet corect. Plătește. Și plata care? Aur spiritual. Aurul spiritual înseamnă poți și rugăciune. Rugăciune de la miezul nopții. Și atunci vindecarea sufletului presupune ce? Post și rugăciune. Cum face terapeutul? Cum face preotul? Cum face psihoterapeutul? Pentru că psihoterapeutul ce e? Un duhovnic. Te duci la el, începi să-i spui, vai ce e cuțit, te eliberezi, că aveți o gură de altfel, dar el ți le duce. Tu plătești pe psihoterapeut, el trebuie să le rezolve. Cum le rezolve problema lui. Până la urmă, tot acolo la post și rugăciune ajung toți. El mai mănâncă carne, că nu mai, că nu mai. Sau mănâncă foarte multă carne, ca să le adune. Mai departe. Dacă într-un cuplu există iubire sinceră, atunci i-ar putea să-și ierte orice? Da. Răspunsul e da. Iubirea presupune iertare. Iubirea presupune acceptare. Știți că am revăzut zilele trecute, chiar mă gândeam, poate atunci să-l punem pe net. Cum să mi Femimor. Și când îi se propune un bogătaș și îi propune ei și soțul ei să îi dea pe nevasta pentru o noapte. Pentru $1,000,000. Ei având probleme financiare. Tu vezi, nu, dar problema nu s-a pus de bancă. N-aș da o iubită pe $1,000,000. N-aș da și eu nici o neiubită pe $1,000,000. Dar asta e altă problemă. Dar mă gândeam ce s-ar întâmpla dacă în timp ce trăiești cu femeia, iubita ta, ajungi să mă afli într-o zi că a fost într-o relație, că. Dom'le, greu. Foarte greu.
Dar, revenind la raiul meu, este asta un lucru suficient ca să o scot din raiul meu? Nu. Și atunci, ca să intre în raiul meu, ce trebuie să fac? Spre el. În altă rândă idei. Bun. Știți că în, nu știu, dale carnavale, da? Am iertat-o de 16 ori sau de câte ori iertați. M-am gafat. Nu înseamnă pot să iubesc, dar nu înseamnă că trebuie să trăiesc cu el. Da, pot să iubesc. Nu înseamnă că trebuie să o țin de nevastă. Nu scrie nicăieri că a ierta presupune să trăiesc cu omul respectiv casă. Nu. Poți să te iert. Ne vedem în rai. Perfect. Dar acum? Nu. În clipa de față? Nu. Dar e clar că trebuie să iert. Problema este de cuplu, da? Păi dacă ai hotărât să faci un cuplu, e clar că treci peste. Dacă vrei să mai... Nu treci. Deci depinde și de tine. Ce părere aveți despre persoanele care iartă infidelitatea și își continuă relația? Este o dovadă de lipsă de stimă de sine? Nu. Nu neapărat. Este o dovadă fie de iubire. Dar poate să fie și o dovadă de lipsă de stimă de sine. Poate să fie o dovadă de, de iubire. Da, mă, te iubesc. N-ai decât. Poți să cuprinești cum eu nu te iubesc. N-ai decât. Te întorci, nu te întorci la mine. Tot te iubesc. Dar sunt destul de rare, dar sunt... Dar să știți că, de obicei, cuplurile astea nu se destreamă nu din cauza, ci din alte considerente. Nu din cauza de mare iubire. Dar, dacă fim, doar să luăm, fără să luăm în considerare criteriul material, poate să fie o dovadă de iubire sau o dovadă de lipsă de stimă de sine. Și mai ales dacă se întâmplă de mai multe ori, clar, dovadă de stimă de lipsă de stimă de sine. Plus că, problema este felul următor, oamenii au impresia că universul lor se dărâmă odată cu persoana de lângă ei. Și este greșit. Aici e problema cea mai mare. Nu-și văd viitorul în afara persoanei cu care sunt. Și asta e greșit. Au impresia că cu ei, cu persoana cu care sunt, li s-a închis. Și de acum înainte o să trăiască fejiți până la adâncii bătrâneții, ca în poveste. Poveste. Viitorul nu se termină și nu începe cu cineva. Aici fiecare trebuie să facă ceea ce simte, până la urmă. Și e vorba și de criterii. Adică e vorba și de ce. De ce a făcut un cineva ceva? E una. Te-a înșelat că s-a îndrăgostit. E alta. Te-a înșelat ca să vadă cum e. E cu totul altceva. Adică depinde foarte mult din ce motiv a avut. În altă idee, la doi oameni care fac voia lui Dumnezeu, nu mai apare problema asta. Că n-are cum să apară. Pentru că admițând că Dumnezeu într-o situație dată, unul dintre parteneri calcă strâmb, da, îngăduit de Dumnezeu, dintr-un considerent care nouă ne scapă, mie, eu am privit-o din punctul de vedere al celuilalt, al celui, mă rog. Atunci n-ai ce să reproșezi. Că n-ai ce. Și altul e de idei. Tu nu ești deținătorul persoanei de lângă tine. Și ceea ce oferă persoana de lângă tine altcuiva, nu poate să-ți oferă ție și nici invers. Deci niciodată nu poate să-mi ia o femeie ceea ce mi oferă ea mie. Nici clipele, nici timpul, nici dragostea, nici nimic. La fel cum nu poate să ofere ceea ce mi oferă mie altuia. Deci n-ai cum. Și atunci ce importanță are? Stai și mă gândeam. Eu, mă rog, mai fac exerciții de asta. Nu sunt foarte drăguțe. Dar cred că adevărata iubire este să fii fericit că omul pe care îl iubești este fericit, indiferent cu cine. Asta e greu. Dar eu cred că pot. N-am o problemă. Există un nivel la care poți să transcenzi sexualitate. Și atunci îți dai seama că e o bagatelă. Mai nu înțeleg când trebuie să stai. Aici e mai greu de controlat, da. Probabil toți scăpăm de ea la un moment dat. Cu vârsta. Zi. Cât de corect este să acceptăm orice neajunsuri într-o relație din iubire pentru copii? E greșit.
E greșit pentru că orice lucru pe care îl accepți se și nu ești de acord, se așează între tine și persoana respectivă. Deci orice lucru cu care nu ești de acord te desparte. Orice lucru care nu s-a rezolvat creează o barieră între tine și persoana cu care ești. Și asta se manifestă la tine. Neînțelegerea părinților se manifestă în copii. Deci, acceptarea greșelilor, acceptarea defectelor, acceptarea unor lucruri, oricum se manifestă în copii. Adică trebuie să fii conștient de asta. E adevărat că nu poți să desparți că nu știu ce. Clar. Nu poți să desparți din orice. Eu cred că până și despărțirea trebuie făcute cu acord. Eu nu cred că căsătorile trebuie să fie veșnice. De ce? Nu sunt natural. Nu sunt deloc natural. Nu au legătură cu natural. Împiedică variabilitatea genetică. Ceea ce e greșit. Divorțul e un dar divin. Poftim? Divorțul e un dar divin. Nu e neapărat un dar divin. E și o plată karmică. Nu e dar divin. Poate să fie dar divin dacă te-ai chinuit 20 de ani și te eliberezi. Da. Dar nu neapărat asta. Cât cred că sunt etape. Și nu trebuie neapărat să fii cu același om că poți să stai lângă un om și să nu vezi nimic. Mai departe. Cum se împacă detașarea cu iubirea de oameni? Pot coexista? Absolut nu. Detașarea nu înseamnă că nu iubesc oameni. Și iubirea de oameni nu înseamnă neapărat implicarea emoțională. Nu înseamnă că, vai, ce milă mi-e de voi și nu mai pot de dragul vostru și uite așa. Dar, în realitate, pe tine, cum să zic eu, dar nu faci nimic. Iubirea cu adevărat înseamnă să faci ceva pentru oamenii respectiv. Să faci ceva pentru... Iubirea asta, fără manifestare, nu are nicio valoare. Ori iubirea manifestare presupune ajutorarea celui care... Ce înseamnă ajutorarea celui care? Să pune pe oameni. Cred că trebuie să ajungi la un nivel la care să înțelegi care este scopul vieții. Și înțelegând care este scopul vieții, să ajungi pe cineva să tindă către așa ceva. Către așa ceva, scopul vieții, trebuie să le îndeplinești niște nevoi. Care țin de topică, la. Oameni, știți ce e ciudat? Că nu se înțelege că sexualitatea e o necesitate. Și este negată. Deci, la noi, sexualitatea este privită cum? Ca o tară. Bă, ești defect. Trebuie să se scoală. Adică dacă se scoală, ești defect. Și dacă se scoală foarte des, ești deja bolnav. Vorbesc serios. Asta, așa tratează societatea. Deci așa tratează bă. Și asta este conceptul bisericii. Credinții, dar o tâmpenie pro... Știți, e chestia cu, nu știu dacă știți, pilda maimuțelor. Cu alea care au fost bătute când și așa și... Până la urmă, după generații, ajungeau să pățească acele lucruri, deși nu se mai întâmpla, pentru că... Ei, așa e și cu ortodoxia. A zis unul că sexul e păcat și acum toți, ca papagalii, au început să repete. Ei n-au înțeles că sexualitatea e o necesitate. Și neînțelegând, ce o să întâmplă? Ajungem să o negăm, ajungem să fim niște complexați, niște frustrați și niște impotenți. Pentru că negarea duce la impotență. Clar. Și cine o să aibă de suferit? Tot societatea. Păi de ce? Pentru că ăștia nu înțeleg că sexualitatea este și o formă de deblocare, și o formă de eliminare a problemelor și a bolilor. Și atunci o să fim mai bolnavi, mai frustrați, mai nervoși, și mai nevrotici, psihotici, mai toate felul. Ne acceptează toate defectele. De ce? Pentru că ai zis unul că sexul e păcat. Eu l-aș face, de ce? La unii l-aș face, știi cum? Program. Azi, pac! Tu! Unii din ăștia agresivi, da? Tu! Te ia 2 masaje erotice pe zi, să vezi cum te liniștești. După 2 săptămâni nu mai ai nimic.
nicio răutate în tine. Îi trece toată răutatea. Pe bune. Deci să mergi ce liniștit și calm să... Noi ce facem? Ei omul, un om, care e în lumea interlopă, el este deja rău, da? Nu rău. Greșit orientat, da? Și după ce că e greșit orientat, îl bagi în închisoare, unde este frustrat sexual, unde este închis, deci el este un leu în cușcă. Între alți lei, din care face, deci, pe ea alte, cum să spun eu, alte idei mult mai strălucite și mai fac și interzicția sexuală, da? Că ajung ei să se une în planță, asta este partea a doua, e firesc. Dar, de fapt, ce îi faci? Creezi mici bombe pe care, la un moment dat, le dai drumul unde? În societate. Ba! Și după aceea te întrebi, dar de ce a bubuit? De proști! Ce suntem? Că în loc să iei foarte frumos, să-i scoți din priză, să-i educi, îi bagi în priză, să vezi cum reacționează, să-i scoți afară și să faci efectiv un fel de psihoterapie, inclusiv cu descărcarea sexuală, îi bagi în loc și îi faci, de fapt, niște butoare de pulbere. Noi creștem în închisori fiare care să ne mănânce pe noi. Ca așa facem. Atât de proști suntem. Ca societate și ca psihologie. Eu mor de psihologia românească. Sunt atât de idioți, stă mintea lor. Americanii. Nu știu dacă ați urmărit programul american în care deținuții, criminalii ăia răi, fac următoarea chestie. Dresează câini pentru nevăzători. Știați? Bun. Care este principiul? Criminalul ăla, băi, și erau niște negri de mari, tatuați, chelioși. Și aveau câte un cățel de ăsta, da? Și luau câte un labrador sau câte un Gordon, un retriever, da? Că ăștia sunt cam câinii folosiți pentru oare. Sau câte un lup. Și se jucau cu ei, prin pat. Mâncau cu ei, beau cu ei, timp de un an sau de 2 ani de zile. Și îl desenau. Și îl dresau. La sfârșitul perioadei de aia, câinii erau luați și duși la viitorilor stăpâni. Să vezi dita mai namilele alea plângând că le-au luat căței. Da? Și deci, efectiv, hoteau că pleacă cățelul și se tăceau căței și nu vreau să plece de lângă ei. Și o treacă, mă, duceau căței. Bun. Și aduceau alți pui. Și vedeai, doamna mea, cum... De fapt, ce făceau? Câinii produc iubire, dau iubire necondiționată. Nu sunt oameni. Ei nu știu. Ei te iubesc. Ei nu știu că ești criminal. Ei nu știu că ai omorât. Ei te iubesc. Și, de fapt, ce se întâmplă? Energia negativă din criminal este să dea ce? O structură și era implementată din deci era împărțită. Și când pleca ala, pleca deja de lăsat. Era o formă de auto vindecare și auto educație. Dar mai avem până acolo. Mai departe. Există oameni care se nasc fără dreptul divin de a fi iubiți? Absolut. Sunt oameni care au iubit față de iubirea altădată, care nu au iubit, care au urât, care au distrus iubirea. Sunt oameni care au lucrat pe suflet. Deci au magie pe suflet, de exemplu. Ei nu au dreptul la iubire. Nici nu primesc iubire. Sunt oameni care au greșit față de Dumnezeu, față de viață. Crima, aborturile, din altă dată, tot ce este legat de viață, este o greșeală apropo de SNL. Și nu se iartă. Și atunci nu ai dreptul la iubire. Dar poți să capezi dreptul la iubire prin iubirea necondiționată. Da? Se poate. Să-ți revină. Dar există oameni care nu au dreptul la iubire. Absolut. Mai departe. Cum se poate pierde dreptul la iubire? V-am zis. Tocmai așa. Crim. Avort. Ceea ce înseamnă negarea iubirii. Tot ce înseamnă rănire.
poți să rănești. Și să pierzi dreptul la iubire. Rănești pe unul, rănești pe doi, rănești pe trei, rănești pe patru. La un moment dat nu spune Dumnezeu frână, că ai rănit prea mult. Nu este scris. Băi, și apropo de chestia aia. Spune la un dat Mântuitorul, ceea ce faceți acestuia, mie îmi faceți. Deci dacă rănești un om, pe cine rănești? Pe lângă omul respectiv, pe Dumnezeu. Deci dacă bucuri un om, pe cine bucuri? Pe Dumnezeu. Spuneam un preot la un moment dat, stăteam de vorbă cu el și m-a întrebat și vorbeam despre cea bună formă de evoluție. Și el mi-a zis că și la lucru a fost învățat de ceva să mulțumească pe omul din fața lui. Omul din fața ta. Omul din fața ta e primul om pe care trebuie să-l mulțumești. Da? L-ai mulțumit pe ăsta? Vine următorul. Mulțumești pe ăsta? Vine următorul. Și ăla cu ei în loc, obosești. Dar niciodată nu să-ți vină toți bunul. Doar dacă ții concepte sau știu ce. Și atunci mulțumim pe fiecare om, automat, faci ceea ce trebuie. Mai departe. Cum se poate câștiga dreptul la iubire? Păi îți spuneam, iubind necondiționat, având grijă de alții necondiționat, ajutând necondiționat, până când îi spășești vina de fiul de alții. N-ai cum altfel. În general, îți trebuie clar ajutorul Dumnezeu, pentru că dacă ai greșit vis-a-vis de iubire, e foarte greu să ai. Și atunci numai Dumnezeu te poate îndruma pe calea ta ca să recapezi dreptul la iubire. Câți oameni se pot lăuda că au iubit în viață? Cu adevărat? Foarte rar. Aia se cunosc între ei. Pentru că au altceva. Oamenii care au iubit și care au fost iubiți cu adevărat, au alt fel de a vedea lumea. De ce? Pentru că este iubirea divină. Ori, în momentul în care ai simțit iubirea divină, înțelegi că singurul mod, ți se ia. Ți se ia și e firesc să ți se ia, pentru că dacă nu ți s-ar lua, rămâi cantonat în el. Și atunci ți se ia. Dar tu realizezi că singurul mod de a accede la ea este să faci ceea ce trebuie. Și atunci faci ceea ce trebuie. Și ăștia sunt oamenii care, de fapt, își aleg. Și o să vezi că sunt altfel. Sunt mai buni, sunt mai drepti, sunt mai. Clar, de ce? Pentru că iubirea aia te schimbă irreversibil. Iubirea umană. Iubirea asta sexualizată într-un bărbat, adevărat într-un bărbat și femeie, te schimbă irreversibil. Pentru că aia este divină. Și știi că nu o să poți să mai trăiești decât dacă te întorci la Dumnezeu. Și atunci, ce de făcut? Decât să faci bine. Punct. Mai departe. Este greșit să iubim lucrurile materiale? E greșit să le iubim. Eu cred că trebuie să le respectăm, nu să le iubim. Adică, dom'le, dacă iubesc prea mult o piatră, nu pot să o transform într-o statuie. Da? Dacă iubesc prea mult pământul, nu pot să-l ar. Dacă iubesc prea mult grâu, nu pot să-l secer. Deci trebuie să acorzi fiecărui lucru importanța care trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu cred că este o chestie de, tot așa de limită și de moment, de cale, de mijloc. Nici să-ți bagi joc, da? Este foarte grea calea. Deci eu aveam o problemă cu mașină. Mie îmi plac mașină, da? Și, dom'le, dacă se zgâria, mă durea inima. După aia trebuie să ajungi la nivelul la care poți să dai cu ea într-o groapă fără să te doară sufletul, dar asta nu înseamnă că trebuie să cauți globile să dai cu ea prin gropi. O ferești, dar nici nu ridic o statuie, nici nu poți să dormi dacă... Ați înțeles? Și asta e valabil pentru orice lucru. Problema nu este... Știți? Era o întrebare. Problema nu este dacă porți bijuterii sau nu. Problema este ce atitudine ai tu vis-a-vis de bijuterii pe care le porți. Poți să ai și ceas de aur. N-am nimic împotrivă. Totul este să nu fie atașat de ceasul tău de aur. Poți să ai și briliant. Perfect. Pentru mine, știți care e problema cu, de exemplu, cu pietrele prețioase? Țin minte că o pacientă de-a mea mi-a adus pietre prețioase, vrea să-mi facă
să-mi dea un cadou, să-mi facă un inel pentru iubita mea. Eu nu aveam nicio iubită pe atunci. Sau, nu mai știu. Și mi-a venit niște pietre. Și mi le-am pus pe masă. Și am zis, ce s-a stea? Erau pietricele colorate. Și ce s-a stea? Zice, astea sunt pietre. Uite, asta e așa, asta e așa, asta e așa. Și ce să fac cu ei? Zice, poate vrei, eu știu, o pereche de cercei, pe mine. Zic, păi, bă, eu nu simt nimic în prezența. Deci fiecare are atașamentele lui. Da? Deci problema este, eu pot să port pietre de sus până jos. Și una moț. Că nu mă interesează. Pot să port aur de 15 feluri. Mă las rece, mă deranjează chiar. Da? Pot să port țoale de orice marcă, că oricum nu recunosc și nu mă interesează. Totul este să nu mă deranjeze. Să fie dar și să nu aibă, eu știu. Dar trebuie să ajungi la acel nivel încât să nu te preocupe treaba asta. Nu mă deranjează, nu mă preocupă, nu mă interesează. A, când îți faci o... Aia, eu pot să zic. Mai departe. Credeți că există gelozie sau posesivitate? Îți spune că la un moment dat este Dumnezeu, că Dumnezeu sunt un Dumnezeu gelos. Eu nu cred că Dumnezeu este gelos. Iubirea nu poate să fie gelosă. Iubirea adevărată presupune, bă, nu mă iubești. Nu pot să zic decât că îmi pare rău, dar nu te pedepsesc pentru asta, că nu mă iubești. Pe ce iubire ai de te pedepsești? Corect. Și atunci nu cred că Dumnezeu poate să fie gelos și să mă pedepsească pentru că. Și că iubirea poate să fie. Asta e căcat. Nu poate să fie dată iubirea ca lege. Nu se poate. Nu există. Iubirea este un act în sine. Este ceva care există sau nu există. Care se poate. Eu am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cunoscându-L. Nu L-am iubit. Eu m-am certat cu Dumnezeu rău. Eu tupeu de stă nesimțit am avut. Deci, dar niciodată nu m-aș fi închinat unui Dumnezeu gelos. Ever. De ce? Păi înseamnă că mi-e inferior. Un Dumnezeu gelos mi-ar fi inferior. Dumnezeu nu poate să-mi fie inferior. Și atunci, dacă eu am înțeles că gelozia nu e bună, cum poate să fie Dumnezeu gelos? Și atunci, sigur, Dumnezeu nu este nici gelos, nici posesiv. Îți zice așa, vrei tu asta? Tu te. Când te plictisești, nu mă pui. Aia înseamnă iubire. Asta e pilda fiului risipitor. Îți dă jumate din avere, n-am mai Dragoșe. Vrei tu să faci rahatul gem? Du-te. Eu te iubesc. Dacă ne ajungi la porci, hai la tata înapoi. Asta înseamnă iubire. Asta nu înseamnă gelozie. Asta înseamnă ce? Înțelegere. Înseamnă, bă, arde urlă fiara în el. Tu te frate. Și înapoi, când vine, ce faci? Tai vița. Asta e iubire. Iubirea geloasă nu există pentru mine. Și nu cred. Și nu cred că s-a schimbat Dumnezeu de la Moise la Hristos. Adică, pe vremea lui Moise Dumnezeu era gelos, pe vremea lui Hristos a devenit într-o dată... Asta e poveste. Așa l-a perceput fiecare. Moise așa era modul lui de a percepe pe Dumnezeu gelos și posesiv și răzbunător. Pe când Hristos, ca fond, era iubire, da? Blândețe, toleranță. Era să întorci și obrazul celor. Asta e deosebirea. Între ei, nu Dumnezeu. Dumnezeu e același. Și atunci problema noastră de percepția lui Dumnezeu este în funcție de noi. Eu cred acum, am fost pe vremea când credeam că Dumnezeu este și Dumnezeu și drept și așa, și acum cred că Dumnezeu este și blând și. Dar este evoluția mea, nu lui Dumnezeu. Moise nu se raporta cumva la Dumnezeu Pământului? Și ce Dumnezeu Pământului este o expresie a Dumnezeului Universului? Ba da, și nu, poate fi. Și nu este Dumnezeul, nu este o manifestare a Dumnezeu, un raport cu planeta Pământ și cu entitatea de aici?
Deci, în niciun caz nu înseamnă că Dumnezeu al Universului este. Iar Dumnezeu planetei este o manifestare în plan terestru al Dumnezeului Universului, care menține această planetă așa. Deci nici măcar Dumnezeu planetei nu înseamnă că este altfel decât Dumnezeu Universului, numai că noi percepem altfel din cauza planetei, nu din cauza noi. Asta trebuie să o înțeleg și eu. Zi! Relația de cuplu este o schemă de gândire care ar trebui înlăturată? Din punctul meu de vedere, da! Da, sincer, nu știu dacă aș exista cu mai multe femei. Când nu rezici cu una, nu am exista cu mai multe. Nu. Percepția viitorului și Părintele Argantul povestea la un moment dat în viitor. Mamele nu se crească copiii până la 7 ani și tații o să-i preia de la 7 ani mai încolo. Tot băieții. Teoretic așa ar trebui să fie. Mamele să fie crescute de mame. Băi, nu pot să învăț eu o fată să fie femeie. Nu pot să o învăț la 14 ani, știți, vine ciclu, stai un pic să spun cum se pune tampaxul, cum se... ca faza aia cu... știți faza cu copiii? Umbla pe face. Când un bebe zice, vreau și eu, nu știu ce, un tampax sau nu știu ce vrea. Dar zice, de ce? Păi zice, poți să te duci la plajă, poți să te duci la mare, poți să faci ce vrei, că nu te vede nimeni. Că ei n-au înțeles ce. Zice, ce vrei tu de mășcăciun? Un tampax, dar nu mai știu ce. Pentru că nu te vede nimeni. Așa era regla. Dar nu observă nimeni că ești pe stop. N-am cum să văd eu, că nu știu ce aia. Nu am trăirile unei femei în viața asta. Nu știu ce înseamnă să-ți vină ciclul. Nu știu ce înseamnă, nu știu ce schimbări se produc în mine când vine treaba. Și atunci cine poate să învețe treaba asta? Maică-sa! În schimb, un băiat, da? Ce să-i spune masa că știi când... Mami, mă trezesc și cucu mare. De ce e cucu mare? Păi măsa a avut vreodată cuc să știe de ce e cucu mare când te trezești. Da? Și ce să fac? Că e cucu mare. Păi ea de o să știe ce să facă când e cucu mare? Că n-a avut în viața asta. Și faza de genul ăsta. Cum să învețe mama un băiat să fie băiat? N-are cum. Pentru că ea e mama. N-are cum. Tot un bărbat o să învețe un băiat cum să poarte cu o femeie, cum să... Mama poate să învețe un băiat cum să poarte cu o femeie până la 7 ani. Dar după aia tot tatăl spune. Bă, o femeie trebuie să fie așa, și așa, și așa. Nu, mama, mama, cum să învețe? Crezi că mi-a zis mie, mama, știi cum să te porți cu o femeie? Nu. S-a purtat cu femeie într-un anume fel. Dar în ceea ce privește taică-mă, taică-mă. Deci eu să-ți imite tata, știți cum îmi zicea? Dragoș, femeia e ca o pianină. Dacă știi să atingi clapetele, iese o muzică de redescris. Și vreau să spun ceva, de fiecare dată, bine, acum, fiind, făcând terapii și, mă rog, punând una pe N femei, fără să vreau, mi-aduc aminte de ideea asta, că femeia este o pianină. Și că, și clar, și vă dați seama, tata n-a avut de-astea energetice și mai știu ce. Și la un moment dat, fără să vrei, îți dai seama că un organism nu funcționează pentru că undeva e un dezacord. E ca o... și până la urmă, un om e ce? E ca un pian dezacordat. Și dacă l-ai acordat cum trebuie și unde trebuie, el funcționează corect. Dar asta mi-a zis-o cu tata. Nu mă. După aia, știi cum sunt gleznele, cum sunt, vezi că astea nu sunt nimic, sunt mai așa, astea sunt mai așa, tata mi-a zis. Nu pot să spun. Direct. Și vreau să spun că statistic s-a dovedit, informațiile s-au dovedit reale. Că eu nu le-am luat de bună. Eu le-am verificat. Că așa m-am învățat. Tata m-a învățat o informație, o iei și o verifici. Că am învățat-o și pe asta. Și atunci am zis, dom'le, dar statistic, tot ce mi-a zis tata, s-a confirmat. Și să vă zic pe mine, tata m-a învățat nu să mă bor cu o femeie. Să glumesc, să mai spui o poezie, să, nu mă. Și atunci, aici, apropo de relațiile bărbaților cu femeile, au și tații o bine. Că dacă un bărbat spune unui băiat, bă, toate femeile, nu vor decât pe la spate, pe la spate, că așa vor toate fetele, toate, el așa o să creadă. Nu? Bun. Dacă îi spui, băi, știi, uite, femeia mai are nevoie și de proză,
și de poezie, și de aia, și de aia. Și atunci el înțelege. Și bărbații fiind foarte axați pe actul sexual, automat, ei se duc peste femei și îl sperie. Clar, că așa e băiatul la începutul. Se duce unde după capul mic. Da? De asta ăia mai bătrâni au mai mult succes. Lugul, laga, ligi, lugul. Și după aia ajung la partea aia, la baza a treia. De asta trebuie să te înveți un bărbat. N-are cum să te înveți o femeie. Că n-are cum. Eu nu știu câte mamă să-și învețe băieților care sunt zonele erogene ale femeilor. Tu. Da? Tu nu ești... Tu nu ești sănătoasă. Dar... Asta tot un bărbat. Plus că tu nu ai statistic. Tu nu te-ai decât pe tine. Și vorba aici e vorba de statistică. Deci, în general, femei... Am citit pe net. Am dat Google. Zone erogene și mi-a ieșit. Am înțeles. Bun, mai întrebare. Credeți că Iisus a fost căsătorit pe pământ? Sincer, eu cred că da. Deci, Hristos, dacă nu era căsătorit pe pământ și nu făcea sex pe pământ, nu îmi servește ca model. Hristos, dacă nu a făcut pipi, dacă nu s-a trezit niciodată cu ea până la gât, nu îmi servește ca model spiritual. De ce? Foarte simplu. Păi dacă n-ai iubit o femeie, dacă n-ai stat cu ea în casă, dacă n-a avut ciclu, dacă n-a avut sindrom pre-post-menstrual, să fie cu creierii sau așa, dacă nu știe ce e o femeie, dacă nu știe ce e relație de cuplu, dacă nu poate să-mi servească mie drept model. Că n-are. Că eu sunt alt de situație decât el. Eu nu pot să am viața lui Hristos. Eu nu m-am născut din Fecioara Maria, n-am fost sfânt, n-am învățat la templu, n-am. Deci el îmi servește mie ca model spiritual dacă a avut cel puțin o viață asemănătoare cu a mea. Și asta presupune să ai o diaree cel puțin o dată în viață. Da? Să faci pipi, să faci sex, să cunoști ce înseamnă o femeie și eventual după aia putem să discutăm. Dar altfel nu folosește. De ce? Pentru că nu are cum să fie un model. Și atunci, mai mult ca sigur, ca să fie model, a trecut prin toate astea. Plus că sunt multe lucruri care nu sunt adevărate. Adică, din câte am înțeles eu, era salutatul pe gură. Pe vreme. Cine știe ce mai erau câțiva de fire și au fost scoase din Evanghelie cu timp. Mai mult. Eliberarea din schene poate să vină doar în urma eliberării de plăs karmice? Nu. Deci poți să ai scheme de gândire și dacă ești eliberat de plăs karmice. Vin îngeri cu scheme de gândire pe pământ. Că de-aia trimite șeful la, hai, ia mergeți voi la reciclarea. Și trimite pe pământ tocmai pentru că am scheme de gândire și sunt scheme proaste. Adică li se pare firesc de multe ori să treacă peste voința altor oameni pentru că ei sunt îngeri sau... Și asta sunt scheme de gândire. Sfinții au și schemele de gândire. Dar am vinut pe pământ să vă spun. În cer e foarte ușor. Bă, știi ce? Adicine, mai trebuie să facem copil. Da? Dar nu plătesc ei nici pensie alimentară, nici nimic. Hai pe pământ, treceți la femei, munciți, voi toți ăștia din cerul 10 și faceți copii. De ce să-i facă pe toți din cerul 10? Nu mai sunt curios. Care cum vrea, ia veniți pe pământ. Mă aștept cu drag. Hai! Pe planeta Pământ. Așa e ușor să-i spui ăla, bă, tu trebuie să faci un copil. Din ce? Ești ca în tur. Perfect. Hai pe Pământ. Și fă copii. Mai departe. Credeți că, că este posibil să trăim la un moment dat în legea iubirii aici pe Pământ? Da. Da. Cred că legea iubirii nu ține... Ar fi frumos, cred că sunt indivizi care trăiesc în legea iubirii. Da, cred și am văzut. Sunt extraordinari. Dar nu pot să-i înțelegi de ceilalți oameni. Că n-ar cum. Se pare că sunt defecți. Când îi vezi legea iubirii. Păi de ce? Păi foarte simplu, pentru că
anacronici. Uite și pe ăsta râde. Toată lumea e supărată. Toată lumea e supărată, toată lumea are probleme. Și ăsta râde. Ei nu înțeleg că Hristia nu este o problemă de probleme, ci o stare de acceptare. Așa cum trăitul în legea iubirii nu ține de societate, ci de tine. Poți să trăiești în legea iubirii dacă ți-ai plătit ceea ce aveai de făcut și dacă ți-ai terminat ceea ce aveai de terminat. În momentul în care nu ți-ai încheiat, nu poți să trăiești în legea iubirii. Urlă fiara din ea. Mai țineți minte legendele Toamnei? Și nu putea să stea, că urla fiara în el. Cam așa se întâmplă. Cât timp urla fiara în tine, nu poți să fie în legea iubirii. În momentul în care s-a liniștit fiara din tine și te-ai dat cu capul de toți părinții, după aia poți să te liniștești, că îți dorești pace. Mai departe. Cea mai importantă iubire este iubirea de Dumnezeu? Da, da, iubirea de Dumnezeu se poate manifesta în iubire vis-a-vis de orice și oricine. Deci poți să iubesc pe Dumnezeu și în tine și în orice, chiar și în tine. Deci poți să iubesc pe Dumnezeu în orice. Într-o floare, într-un om. Deci iubirea de Dumnezeu nu se referă strict că Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dumnezeu nu e aici. Îl iubesc pe ăla. Dumnezeu e așa. A, că din când în când se manifestă așa. Aia e altă treabă. Dar eu pot să iubesc pe Dumnezeu în orice. Și în mine. Și în ceilalți. De asta se spune, iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu se poate să mă urăsc pe mine. Pentru că Dumnezeu e și în mine. Dumnezeu e și în tine. Nu poți să-L urăsc pe omul ăla, că Dumnezeu e și în el. Indiferent ce rău mi-a făcut, Dumnezeu e și în el. Deci nu poți să-L urăsc, că e Dumnezeu în el. Asta înseamnă să-L iubesc pe Dumnezeu. Toată lumea crede că Dumnezeu unde e? Undeva, puf, pe perete și eu îl iubesc acolo. Nu! Peste tot. Și în orice, și în oricine. Mă, și într-o rână. Și în ce vi se pare vouă cel mai hidos, e Dumnezeu. O să-mi răspunce. Și atunci nu am problema asta. Nu am problema de spațialitate. Nu am problema de ceva. Iubesc. A, că am preferință. Da, corect. Prefer asta mai mult decât asta. Dar îmi place și asta. Ai altceva. Mai departe. Există evoluție spirituală și mântuire doar prin iubire de Dumnezeu, fără iubire de oameni? Nu. Înseamnă că n-ai înțeles nimic. Dacă îl iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe oameni, înseamnă că pierzi ceva din esență. Nu se poate. Nu se poate. Că oamenii, oamenii sunt o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Nu înțelegeți că eu trebuie să iubesc lucrul pe care îl condamn, pe care îl, nu. Lucrul pe care îl urăsc cel mai mult. Ca să fiu precum Dumnezeu. Trebuie să iubesc lucrul pe care, sau persoana, pe care o urăsc cel mai mult. Dumnezeu nu are asta. A, și întoarce fața aia altceva, e tot altceva. Dumnezeu iubește tot. Mai bine. Ce părere aveți despre puznici? Sunt plini de iubire sau sunt egoiști? Gândiți-vă doar la evoluția lor personală. Puznicia este o cale. Dar pe calea puzniciei, la un moment dat, ajungi și la înțelepciune. Și atunci puznicii încep să se arate lumii. Deci există un moment în care își dă seama că nu, poți, că nu există mântuire de unul singur. Deci puznicii adevărați, păi dar cum au rămas cuvintele puznicilor? Că ei au propovăduit. Cum au propovăduit? Păi au stat ce au stat acolo și i-a trimis Dumnezeu între oameni. Deci au ajuns la nivelul, au ajuns la unirea cu Dumnezeu la nivelul ăla. Și după aceea și-au dat seama că ce, că a pierdut ceva pe drum. Și ce s-au? S-au întors să învețe oamenii. Pentru că și-au dat seama că nu există mântuire de unul singur. Trebuie să-i ajungi și pe ceilalți. Și atunci se întorc pe pământ. Se întorc între oameni. Ori întorcându-te între oameni și ajutându-i, nu vezi să iubești. Ca o problemă, sunt drăguți, sunt ca niște copii toți. Fiecare la nivelul lui însă ca și copii. Și atunci îi iubești pe toți. Și pe aia răi iubești. Bă, sunt unii frumoși și răutatea lor. Pe cuvântul meu. Sunt răi. Și vreau să zic ceva. Că Dumnezeu... Dom'le, știi ce îi plac Dumnezeu? Dom'le, asta e rău. Bă, dar e rău! Păi uite-l dracu. Bă, dar e rău, rău, rău! Ați văzut? Deci, știți? De exemplu, sfatul cățea, da?
Și între ei se naște un cățel de la... Mă, și ăștia îi dă pe toți la o parte, îi dă pe toți aia. Bă, dar tu pace de el, că parcă îți place așa, care tupeu. E așa și Dumnezeu. Așa. Știți cum e aia cu căldicei? Ori calzi, ori reci, frate. Nu. Ăștia nu, nu plac nimănui. Ăștia fără personalitate, fără nimic. Nici cu bună, nici cu rău. Deci că sunt... Se târe așa pe străzi. Este jertfa cea mai mare dovadă de iubire? Da. Am așteptat de jertfă cea mai mare dovadă de iubire. Dar eu nu cred în jertfă fără sens. Adică există o muzicală, știi, să nu dai mărgăritarea la porci. Așa e și cu jertfă. Bă, să ne jertfim, dar să știm pentru cine. Adică nu te jertfești așa pentru oricine. Gata. Așa poți să te jertfești pentru un om care nu înțelege nimeni. Merită. Ți-ai pierdut și timpul, și sănătatea, și sufletul, și ai și suferit. Și la urmă nu înțelegi nimic. Nu. Eu cred în jertfă. Da. Dar pentru cine înțelege. Eu înțeleg să fac un efort. Chiar să fac emisiunea asta. Bă, dar în speranța că sunt niște oameni. Și drăguț, asta mi s-a întâmplat o chestie, bă, eram așa de supărat, mă rog, mai am și o pană mea și mă oprește o doamnă. Și mă bucur, aveam doi brani și zice, bă, Dragoș, și zice, am vrut să te pup, că zice, chestie mișto faci, cu ce faci tu? Zice, cu emisiunile tale și cu ea fiind directoarea de liceu. Și mi-a sărit așa un pic de bucurie în suflet, știi? Bă, zic, uite, nu muncesc degeaba. Și apropo de atitudinea pe care am luat pe mami. Și zic, bă, zic, uite, dacă un om te apreciază pentru ceea ceva, și să mai mulți la lucrurile care mă apreciază, atunci merită să le faci. Înțelegeți? Da, merită o jertfă. Un timp pe care l-am luat ca să explic ce cred eu. Dar altfel, eu nu cred în jertfă de dragul jertfei. Să zic, mă jertfesc pentru ce? Scopul. Eu nu cred în jertfă de dragul jertfei. Hristos a jertfit, corect. Dar a avut un scop clar. Ce scop a avut? Mântuirea cui? Cui vrea, poate și trebuie să mântuie. Deci n-a făcut-o degeaba, mă. Deci jertfa trebuie făcută. Dar nu faceți jertfă acum, gata, mă jertfesc. Cui? Lui ăsta. De ce? Mă, uite, de aia, că aia nu-i jertfă, aia e prostie. Jertfa este momentul în care faci un lucru din iubire pentru oameni corect. Dar spre bine lor, spre evoluția lor. A, îți prinde bine jertfa mea. Corect, sunt de acord. De altfel, prostie. Asta e diferența între jertfă și prostie. Nu. Jertfa pe altarul căsătoriei. Mă, ia cu râs. Ăla, și zic. De ce? Vine. Cum mă să stai 20 de ani? Te bate, te arde cu țigani. Ce e asta? Asta e așa, prostie. Nu e jertfă. Bine, la, în cazul ăsta era o relație karmică. Dar admițând că alegi tu la un moment dat, dar după 20 de ani ți-ai plătit ce aveai de plătit karmic și poți să alegi. Dom'le, stau cu ăsta care mă chinuie și mă arde cu țigara sau îl bagă așa. Și tu stai acolo. De ce? Mă jertfesc pe altarul familiei. Mai adă un pic cu țigara, mai tai. Mai iau un dar de teatru abucus, mai tai un deget. Merge. Aia e prostie. Bun. Mă jertfesc dacă prin asta evoluezi și tu și evoluezi și eu. Da, merită. Mă jertfesc pentru asta dacă poți să evoluezi tu. Da, merită. Mă jertfesc pentru asta dacă prin asta poți să evoluezi eu. Da, merită. Dar dacă prin jertfa mea nu se rezolvă nimic, la revedere. Dacă eu mă jertfesc pentru ceva. Pentru ce? Pentru ceva. Nobil. Nobil fiind ce? Ce primesc eu în schimb? Orice. Pot să cer ceva anume? Absolut. Sau mi se dă ceva în funcție de ce fac? Ce sexul poate fac? Să fie jertfă. Da. 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 Zicem că... Dau un exemplu. Eram plin de spume într-o zi. Și
Și bă, mi-am dat seama că sunt oameni care mă iubesc. Și acum mi-am prins într-o simbă, sunt o prietenă. Și eu mă prind așa, plin de spume. Și... zice, ce faci, dragă? Nu mai pot de bine. Ce-ai pățit? Sunt plin de spume. Și ce-ți trebuie? Doamne, zic, aș avea nevoie de o doamnă să mă descarc. La care ea zice, dacă crezi că îți folosește bine. Deci, în momentul în care zic, m-a apucat râsul. Și... mi-a dat seama. Doamne, nu știu de ce mai putea să facă treaba asta. Apropo de... jertfă. Și există posibilitatea ca, la un moment dat, chiar și chestii de genul ăsta, să fie socotită jertfă. Da? Că nu faci pentru bine în celălalt. Absolut, da. Jertfă nu înseamnă... păi hai să vă luăm sistematic. Este jertfă pentru cineva, pentru doamnă care are, care este frigidă să țină post trupesc, postul Paștelui. Nu, că o face firesc. Pentru ea jertfă ce înseamnă? Să-și opună. Clar! Deci jertfă înseamnă să renunți la tine. Nu să faci ce zice biserica. Care e jertfa unui anorexic? Să mănânce. Care e jertfa unui vegetarian? Să mănânce care? Care e jertfa unui carnivor? Să țină post. Deci trebuie invers. Trebuie invers. Jertfă înseamnă să fac ce mi-e greu să fac. Nu ce mi-e ușor să fac. Așa, oricine poate. Păi dacă sunt vegetarian, țin post. Ce fac? Mănânc orez în loc de cartofi sau ce fac? Care post țin? Deci aia nu e jertfă. Jertfa presupune să fac ceva ce nu îmi place. Pentru Dumnezeu sau pentru binele altcuiva. Care poate să fie orice. Poate să fie sex, poate să fie să-i dau bani, poate să fie să-l ajut, poate să fie să nu-l ajut, poate să fie orice. Aia înseamnă jertfă. Și atunci jertfă este cea mai mare dovadă de iubire, absolut. Pentru că presupune renunțarea la sine. Care este? Ce este? Primul îndemn, Cristi. Renunț la tine și urmează în mine. Renunțarea de la sine este următoarea, apropo de evoluție. Deci, vine așa. Trezire. Da? Creșterea conștiinței de sine. Și după aia urmează etapa a treia și ultima. Renunțarea la sine. Care te apropie de Hristos și de Dumnezeu. Dumnezeu nu face ce vrea El. Face totul spre binele tuturor. Asta e deosebire. Așa a vrut Dumnezeu. Voi sunteți proști. Dumnezeu crezi că face ceva. Dumnezeu alege dintr-o multitudine de idei, ideea cea mai bună care se potrivește tuturor. Asta înseamnă înțelepciune. Încă face lui. A, vreau eu să fac astăzi. Bun! Apropo de iubire. Mai și de întrebări. Ce pot să vă spun? Iubirea și este ceva, fi un subiect despre care se poate vorbi foarte mult. Eu am spus părerea mea, nu știu dacă am spus-o toată oricum. Bănuiesc că o să o completez cândva. Tot ce pot să vă spun este că e ca să faceți diferența între iubirea divină și iubirea voastră de la nivel de sine. Să nu mai... că mie mi-e drag așa când vine cineva și îmi spune că mă iubește și eu simt foarte clar că este de aici și asta este iubirea divină și în niciun caz nu e de mai de jos, pentru că aia este iubirea lor. Și să faceți diferența între ele și cred că dacă cu toții am învățat să iubim lumea asta, fiind cu mult voi. Bun. Vă doresc o seară minunată în continuare. La revedere!